Mi-aș cumpăra cu drag un Ferrari dacă nu m-ar da în judecată. Am Dacă nu te-ar da în judecată, cum ar fi? Să faci tu cum ai făcut farsa aia cu cele sus de Te întreabă pe Dorian Popa. întreabă pe Dorian Pova dacă și a luat un Ferrari, vreodată. Sună, acum și întreabă. Dacă e, vreodată și a lua un Ferrari. Și o să-ți spun. Da, același lucru. spun eu. Da. Nu mi aș lua un Ferrari, pentru că el mai rău o mine. cum e el, cu vlogurile, da. cu zionurile, ca să-mi cu Da, da, da. A Agemi gemirului, deci ce, nu mai pot. Păi nu, nu a Dorian ar fi o serie de procese cu Ferrari. Am și mă, nu tine. și a Ferrari. Că, și acum Ferrari face un SUV. Da. Și sunt atât de orgolioși încât nu îl numesc SUV. Îl numesc FUV. FUV. Sau ca, să, ca cumva ei să-și păstreze imaginea că noi facem altceva. Dar nu e adevărat. De fapt, ce se întâmplă? Ferrari a realizat... S-au uh, 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 rivalilor de la Lamborghini, Lamborghini Care de. au vândut cu urusul Mai mult decât toate modelele la un loc da? Da. Pentru că urusul e o mașină pe care și-o cumpără Oameni care, mai nu și ar poate S-ar prea excentric Un Huracan sau un Aventador Își cumpără un urus. Da. Au făcut la bani enorm cu urusul Și Ferrari vor și ei să, 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 să rămână în business Să, să, să fie competitivi Și de asta fac un SUV da. acum Eu mi-a scurt inima, frate Nu mi-aș vrea Deci oricât de mult eu pot să mă uit pe hârtie Și să spun, bă da. frate la șeptar se deschid ușile, la, 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 S nu se deschid. Da. Șeptar win, da? Șeptar televizor la plasma aia foarte șmecheră, s nu are. Da. Bă, efectiv, nu știu, ar stau un S. Când mă pun în S în spate, nu știu, ia ceva, parcă merge ăsta BMW, în continuare chiar și la pare parcă e prea sport și scaunere. Și fac o diferență imensă cum arată scaunele de la Sheptar și scaunele de la Mercedes. De dacă sunt în cartier, la mine în cartier nu se merge peste 20 km, au radar, da. au, știi? Și nu pornește, cum ai era radar în cartier la tine? Da, nu știai? Nu știam. Deci eu unde stau, sunt super, uh, de asta și place foarte mult unde stau, e un complex cu niște reguli foarte stricte, unde toată lumea le respectă. Da. Sunt foarte mulți oameni cu bani care stau acolo, nu contează ce mașină ai. Sunt foarte mulți care au Rogan, foarte mulți care au Rolls, foarte da. mulți care au Morini, toată lumea respectă regulile. Și una din regulile astea, pe lângă multe alte reguli de super finețe pe care le au, uh -huh. este că nici o mașină nu merge în cartierul cu peste 15 ore. Și au aparate radar și, efectiv, dacă te prind că ai mers cu peste, îți dau amendă. Păi, dar n are cum, cum să-ți dea amendă pentru că. Păi, da, îți dau ție. Deci, dacă spui că tu ești vizitator, da. dau uh, amendă omului la care te-ai dus. Uh, uh, practic, da. omului pe care vizitezi. Am da. avut rogan. deci ai mei au avut organ, după care au trecut la Sandero Stepway. Uh, Am înțeles. Uh, sau șmecherit. Dacia Spring Extreme. Acum au lansat-o. Eu râdeam că ziceam, bă, încarci la bateria externă, mă, pe Că și de cai. Bă. Și am plecat cu așa stai și Lamborghini Randy și de la semafor am cărcat ăla și a pierdut controlul, înțelegi? Bam, 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 am redresat-o repede. Deci poți să faci, dacă mașina e o mașină din asta, cu tracțiune spate, o mașină făcută să fie sport, e posibil să ai un risc mai mare pentru că nu ai experiență în a conduce o astfel de mașină. Dar când vine vorba de accidentele pe care le-am făcut eu și putem să le și enumerăm dacă vrei, nu conta mașina. Adică faptul că, spre exemplu, eu nu am văzut pe unul un unghiu mort, a fost da. primul accident cel mai cunoscut și a intrat în mine. Era o viteză de 3 la oră, da? că eu ieșeam așa în ceea ce ce uh -huh. a intrat, aia spuneam în orice mașină. Faptul că a mai luat o bordură sau a mai zgâriat o jantă, a fel are nicio legătură cu puterea mașinii, știi? Da. Deci asta spun, nu, 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 contează, nu contează asta. Dar desigur, cu cât mașina e mai potentă sub capotă, trebuie să fii mai responsabil să nu... Dacă ai tu nu înseamnă că trebuie să-i folosești atunci când ar trebui folosiți. De ce te-ai dus la bac cu o Dacie? Aia a fost o cascadorie de asta de-a mea, care știi că e o Dacie destul de cerebră, nu e o orice știu, dacie. O știu, e o dacie legendară a unui bun prieten de-al meu, tot din 22, Zou? din general, da, bun. Da, tip din 22. Așa că am i-am împrumutat Dacia pentru o zi și am zis că merg cu Dacia, care era și o Dacia, nu oricum. Nu oricum. Adică dădeai cu, hei, Dacia Open de Trump <laughs> și se deschidea pe bagajul pe telefon. Nici la Mercedes n-ai asta. N-am asta la Mercedes. Exact. Urmează să filmăm acum poliții zrutieri, abia aștept, mi se pare că mă dura la am fac condus defensiv. Da? Poliții trag acolo, la țintă, bam, 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 după aia mă că mașină, ce crezi? Mă duc în București cu auto special, oprim șoferii, cu radar, o fie tare -o ziua aia. Ba. Fac muncă polițist acum cu, în colaborare cu MAI aici. Da. Uh, și fiecare ediție din asta de la muncă, fiecare zi din asta de filmare, o experiență tare. Salutare și bine ați venit la a doua ediție podcast cu prioritate, o producție promotor. Am spus că la podcast cu prioritate vrem să aducem oameni din industrie, dar și oameni care se pot numi pasionați de mașini și oameni care au povești cu sau despre mașini. L-am avut pe z la în primul episod, în al doilea episod sunt mândru să invit în scenă un oltean de al meu. Andrei Șelaru, Șeli, bine ai venit! Mersi mult de invitație, jet be ortean, da. înțeleg că am fost și la aceeași generală. La aceeași generală, școala numărul 22, Mircea Eliade, trebuie să aplaudăm acea școală, a format multe, multe personalități din Craiova. Șeli, eu nu te cunoșteam înainte să vii aici, îmi pare bine că ai acceptat invitația, Uh, vreau să te întreb, fiind un podcast de mașini, cu ce ai venit astăzi? Păi cu mașina mea, cu crs -ul. Am uh, o singură mașină pe care am luat-o când am făcut 18 ani. Uh, mașina pe care o știe lumea e și mașina din stânga de aici. Uh, cu excepția faptului că acele pernuțe sunt urâte și le-am schimbat cu alte <laughs> pernuțe pentru că aveau acea prindere neagră. Uh, cu un CRS 450, formatic, uh, an de fabricație 2018, are vreo 100.000 de kilometri, acum după ce am mers eu cu ea mult timp. E o mașină foarte bună, foarte bună și care după 3 ani, uite că în continuare mă mulțumește și sunt îndrăgostit de ea și îmi place foarte mult să merg cu ea. Și n-aș schimba-o prea curând. Prea curând. O să vorbim și despre asta. Ce nu știe lumea este că tu chiar mergi foarte mult cu mașina. Adică ea are 100.000 de kilometri acum, dar cât a avut când a fost nouă? 10.000. 10.000. Mai puțin, cred că 7.000, 8.000. Deci tu faci 30.000 de km pe An. Da. Cam atât mergi tu cu mașina. Grosomodo, da. Grosomodo. Și înainte să-ți iei mașina, tu făceai multe drumuri Craiova-București. Știu și eu cum e. Cu CFR-ul, da. Cu CFR-ul. Și în, în turnee, în concerte, cu ce te duceai? Cu duba. Aveam duba închiriată cu șofer. Dar cu CFR-ul, ce să spun, CFR-ul mie mi-a bântuit viața mult timp. Am avut foarte multe întâmplări de-astea pe, pe, pe tren. N-am mers doar cu CFR-ul uneori, Uh, mai nimeream și niște curse de astea private cu Astra Trans sau cu Soft Trans, cu, soft trans sau soft cu run, toate, da. toate astea și uh, e atât de mare diferența între trenurile private versus CFR încât eu la un moment dat ce crezi că am făcut uh, terminasem o firmare târziu trebuia să mă întorc la Craiova, era duminică seara a doua zi, trebuia să mă întorc la ora mine la în Craiova, eram clasa 10 sau a 11 pe vremea aia. Și am luat un Astra Trans de o oră târzie. Băi, și față de ce Ferrari ai navă spațiară, nu de deci, ce navă spațiară. Zici deci că e S comparat cu, cu ce da? Și atât de navă spațiară a fost încât ce că am făcut, am adormit. De cât de, de, cât de bine stăteam în scaunul ăla. Eu eram obișnuit cu ce Ferrari ai zis spatele pe scaun. Băi, am adormit așa și m-am trezit la drobeta Severin, mă frate. <laughs> și m-au dat ai mei dispărut la poliție noaptea aia. Să păi s-au speriat <coughs> pentru că eu trebuia să ajung acasă, de la gară dimineața, pe la un, nu știu, un trei, nu știu dacă să ajung și se făcuse 4, 4 jumate, trenul ajunsese, eu nu eram în tren și m-am trezit, m-a trezit ăsta controlorul din, din trenul respectiv, următoarea stație, drobeta turnul Severin, la drobeta turnul Severin așteptau doi poliții săraci supărați fierți că trebuie să rezolve un asemenea cază de doi rei, I am zis, da, eu sunt, bună ziua, da. Știu să mă întorc înapoi, am noroc că mai era un tren peste o oră, am stat o oră dimineața aia la drobeta se Severin în gara acolo, am băgat la espresoră de cafea, cinci cafele acolo repede, m-am uitat înapoi, m-am dus la Cerova și tata ce crezi că a făcut, supărat pe mine că așa m-a trins de la școală. Bă, deci direct la școală, de la gara m-am dus direct la școală, mă, la liceu. Incredibil. Da, am plecat pe că m-am dus la liceu. Așa, am intrat în liceu în buzești după aia am ieșit bam bam, m-am dus cafea, mai băut încă două cafele, m-am dus și m-am curcat. Se mai poate ieși din buzești? Pe vremea da. mea nu se putea ieși. Eu am, -am, fost, am avut niște conflicte caro. acolo pe speța asta. Uh, și au fost o off să știi abuz. Da. și când se putea ieși când nu se putea ieși după aia au făcut o regulă dacă ai peste 18 ani poți ieși dar eu și înainte de 18 ani am, mi-am forțat ieșirea în fiecare pauză nu exista Le am, am certat cu toți paznicii și cu profesorii de serviciu Le am explicat faceți ce vreți voi dar nu, nu puteți să-mi restricționați libertatea mea de a ieși nu mă interesează ce aveți voi în regulamentul intern și am ieșit de fiecare dată deci cu Buzeștiu am avut niște conflicte pe tema asta, dar în rest, de altfel, buzeștiu ca liceu pentru mine a fost foarte bun. Foarte, foarte bun. De la profesori, modul în care am fost tratat, modul în care au fost înțelegători cu faptul că aveam și o activitate care mânca foarte mult timp și au răsat de la ei și eu am răsat de la mine și am învățat bine, le le-am îmbinat foarte bine și ne-am ne înțeles foarte bine, eu și cu profesorii de la uh -huh. buzești. Oricum, ai luat o medie mare la bag din câte am înțeles. Da, N -n... am avut 9,60 la BAC. 9,60. Tot după... ce după ce ai terminat bacul, te-a mai întrebat vreodată cineva de diploma de bac, ți-a mai cerut-o vreodată undeva? Nimeni, nimeni. Nimeni. Niciodată. Nu, dar atunci, uite, chiar a contat atunci, adică a contat, să zic și de ce. Sunt foarte mulți uh, oameni, în general peste 30 de ani, care mă cunosc pe mine doar din articole de știri uh, și ce se scrie despre mine în ziare sau ce se dă la televizor și au o părere de, despre mine distorsionată, știi? Uh -huh. Și la momentul ăla era fel, părerea lor despre mine fiind, bă, ăsta e un băiețăr de bani gata, care n-a muncit o zi în viața lui, a avut noroc să facă asta cu vlogging-ul, face bani că prostește copii, genul ăsta de narrativă, știi? Și uh, eu, după fiecare probă de bac, eu am fost intervievat, știi? Uh -huh. Și mă întrebau ce ai făcut, nu știu ce, și eu de la bac, și am făcut bine, mă știi, un pic arogan, deci ce, să uh -huh. fac, am, am apărut pot, i și de la matematică și zic. am cu cât face, nici nu mai știu că, <laughs> că mai țin minte ce am dat la bac, cu matrice, cu aia, ziceți-mi cu matrice, dacă nu vă răspund la întrebări până nu-mi ziceți ăștia de acasă, știi, care vedeau pe mega hate. Uhum. Sunt convins că pică bacul, că nu știu ce, că să vedem ce face. Ei necunoscându-mă, nu știu că, na, mama e de matematică, nu știu că, na, eu am învățat bine toată viața. Și când am luat 960, a fost, adică, mulți și-au schimbat părerea, au zis, bă, ești nebun, la 960. Pentru mine o realizare de loc importantă în tot ansamblu, știi, de chestii pe care am făcut în viața asta, faptul că am la 960 la bac, îți spun sincer că nu, 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 nu m-a schimbat cu nimic, puteam să iau și 860, că nu, eu ca om eram la fel, știi? Dar pentru ei, wow, 960, wow, wow, ce chestie, uite, totuși că este un uh, copil deștept. Dar așa s-a întâmplat, știi, cu bacul atunci. Știi care e avantajul în a fi craiovean? Pentru că știi că Buzeștiu e unul dintre cele mai tari licee din țară și da. când tu te-ai dus la bac, n-aveai cum să-l pici, n-aveai cum să iei sub N-aveai cum să pic aveai cum să iei sub Aștia că puteam să nu învăț nimic, nu puteam să pic bacul, era imposibil. Și apropo de bac, de ce te-ai dus la bac cu o dacie? Aia a fost o cascadorie de asta de-a mea, pentru că în prima zi când am fost la BAC, am venit cu mașina, știi? Da. Și presa a început să dea titluri gen Aroganță supremă, și vine la BAC cu boridul de 80.000 de euro și am gen, bă, sunteți nebun, vreau să vin cu tramvaiul dacă eu am mașina în fața casei, cu ce voia să vin? Adică normal că am venit cu mașina personală, așa cum mă deprasez la școală mm. în fiecare zi, știi? Și văzând, eu nu mă așteptam sincer să fie atâta presă la mine la liceu când dădeam bacul, adică mă așteptam să mă întrebe așa, după aia să mă sune poate un ziarist, dar nu mă așteptam să fie cu microfoanele, știi ca la DNA că mm -hmm. când îi aduc pe au cu microfoane. <laughs> și ce am zis, asta e așa mă, dacă tot e aici presă și expunere, zic ia să fac eu o, o manevră a Rașerii și aveam și Dacia care știi că eu e o Dacie destul de cerebră, nu e o orice știu, Dacie, o știu. e o Dacie legendară a unui bun prieten de-al meu tot din 22, din general, da, bun. Da, uh, tip din 22, Așa că am, i-am împrumutat dacia pentru o zi și am zis că BAC cu dacia, pentru era și treaba atunci cu uh, CTP. În, da, pe da, da, de fapt, asta a fost toată machia cu dacia, pentru că, după cum știu eu, când mi-am cumpărat uh, CRS-ul, a ieșit CTP pe post la Digi să spună că dacă dai 80.000 de euro pe o mașină, ai niște probleme interioare nu simple. Uh -huh. Acum am citat din ce a zis el. Acum, na, eu respect foarte mult pe om și omul are niște păreri super valide, în general. Dar el, prin ce a zis acolo, unul amână că a jignit toți posesorii de mașini de 80.000 da. de euro și peste, care în România nu -s puțin, că sunt puțini, chiar foarte multe mașini scumpe pe care le vezi pe stradă. Doi amână, e o afirmație complet nefondată, adică doar pentru că dacă îți permiți, și tu știi foarte bine, ești pasionat de mașini, știi că există niște diferențe între mașini, da? Normal. Dacă tu îți permiți să dai o sumă mai mare de bani pe o mașină, poți te asiguri că banii ăia își au sensul în confortul pe care mașina ți-l oferă, în modul în care arată. Dacă tu de acolo îți tragi fericirea, fiind banii tăi câștigați regali, deci părerea lui a fost o chestie nefondată, fără niciun sens, n-a avut niciun motiv să o zică, dar a zis-o. El, știi care e mașina lui preferată? O Dacia. Dacia Dacia și el are o Dacia 300, da. exact. Dar e foarte drăguț. Ce? Mi se pare o mașină mișto ca mașină de corecție. Dar asta e mașina omului, da? Și atunci cum am dus la BAC, am zis, domnule, ca să intru la inimă domnului CTP, uitați, domnul CTP, vă rog, acum mă iertați. Uitați, am, am vândut crs și am anunțat pe toți. Am dat acum în față. Da. A și am zis, am vândut Ceres, uitați, am venit cu Dacia pentru că am vrut să intru la domnului CTP, uitați ce Dacia e mișto, uitați care are și cameră de spate, uitați care și că era și o Dacia, nu oricum, nu oricum. adică dădeai cu, hei, Dacia open the trunk <laughs> și se deschidea pe bagajul pe telefon. Nici la Mercedes n-ai asta. N-am asta la Mercedes. Exact. Fix asta vreau să te întreb, care ți-a părut cea mai tare dotare de pe Dacia care era Băi, cea mai tare. Dot... A, ți aș spune că asta cu Hey Dacia, uh -huh. ce a făcut uh, Mirne acolo, ceva extraordinar, este să integreze cu un asistent de voce treaba asta, dar aia nu e atât de utilă. Cea mai tare, dacă mă întrebi pe mine, este camera de spate. Adică, faptul că a pus o cameră, de, uh, o cameră de manșarier pe mașina aia și ai un RED, unde un ecran, da. un LCD, unde vezi aia pe o Dacie mi se pare foarte tare și băi ai nevoie de o reală pasiune pentru mașini ca să faci pe cheltuiala ta un asemenea proiect nebun. A văzut toată țara mașina e fascinantă. Așa e. Și știi ce, ce regret eu, că n-am fost printre primii care a filmat-o, știi că după ce filmează toți vloggerii auto o da, da, mașină, da, 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 da. vine și pielea lupește prăjit. Să o mai filmeze încă o dată. Nu. Și mi-a fost ciudă, mai ales că era din Craiova mașina aia. Zim de mașina ta. mi ai spus CLS 450 Formatic whatever pachet AMG. Ce îți place la ea și ce dotare e esențială pentru o mașină, pentru tine de fapt, într-o mașină? Da. Păi hai, să, hai să spun, o să spun și câteva chestii care nu-mi plac, o să încep da. cu ce îmi place. Da. Îmi place în primul rând că mi se pare mașina perfectă pentru un tânăr, ca mine, în sensul în care este și elegantă, dar este și sport. Uh -huh. Adică ai patru locuri, ai de fapt cinci locuri în mașină, dar a cinci locuri deja se stă prost. Dar ai patru locuri și se stă corect în spate. Nu e bombă ca și confort, nu stai ca într-un S, dar e, se stă corect în spate, ai un confort foarte ok în față, ai designul de interior al mașinii care arată super premium și care își păstrează până în ziua de astăzi estetica, prestanța, valoarea, adică nu, a nu, nu, se simte demodat. Deci tabreta aia mare, cu luminile red și așa mai departe, se simt actuare și în ziua de astăzi, deși mașina are deja trei ani vechime. Deci asta îmi place odată, că este o balanță perfectă între o limuzină și o mașină sport. Foarte frumoasă pe exterior, arată foarte bine, îmi place, deci de când am văzut-o prima dată în showroom, eu m-am îndrăgostit de ea, m-am îndrăgostit de cum arată. Îmi place interiorul alb, mă, crem, e, e culoarea mea favorită, știi, de, de interior la o mașină. Uh, Dotări mișto pe ea, sistemul de sunet Burmester, uh -huh. Pentru că ascult multă muzică, sunt uh, 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 implicat în industria asta, vreau să aud piesa așa cum ar trebui să sune și așa cum se aude în studio. Deci asta cu siguranță e o dotare uh, foarte bună. Sistemul distronic de frânare automat e foarte bun pentru mine. Este, cum să spun, mă bucur că am ales această opțiune. L-ai folosit vreodată? Da, da, da. da. da cum cum o să adică m-a ajutat, m-a ajutat. Așa, uh, ce să-ți mai spun despre ea? Sistemul de entertainment, ți-am spus deja că da. îmi place foarte mult, atât cum arată fizic cât și ca funcționalitate e foarte bun. Cam, cam asta pot spune despre mașină. Acum să spun ce nu-mi place sau nu o spun prea ce nu-mi place, ce dotări lipsesc da. și mie nu mi s-au părut așa big deal când am luat-o, dar uitându-mă în spate mi se pare big deal. Uh, pentru că tu știi că eu am luat o mașină rurată, adică am luat da. o mașină din asta aproape nouă, cu 10.000 de kilometri, dar nu, nu, e, nu mi-am configurat-o eu, știi? Da nu are portbagaj bagaj electric, ceea ce mi se pare penibil. n-aș fi zis, n-am văzut ce fără până acum. Nu are. Da, te cred că -are, are, dar nu are. Mi se pare nu. foarte ciudat, pentru că are te dotări, adică are pacheta MG, are aia, are aia, are burmester, dar nu are, uite, cine a configurat-o nu i-a pus portbagaj bagaj electric, deci portbagajul pe aia. Poți să-l deschizi și sare, și dar închizi cu mâna. Cu mâna, da. Așa, nu are soft close, <coughs> nu că ar fi ceva esențial, dar eu spun acum ce lipsește pe aia. Nu are soft close, <coughs> nu are evident nefiind electric por bagajul, nu ai șmecherea aia pe sub sau toate dotările aferente. Uh, nu are masaj în scaune, ceea ce, sincer, după o zi lungă, na, te ajută. Adică am stat și eu nes în da. spate și e, nu știu, e o altă senzație, un alt feeling. Cam atâta să spun că îi lipsește dotări care îi lipsesc. Mai, nu știu dacă ratez ceva. Nu, în rest are, are tot ce îi trebuie. Am înțeles. Și pielea asta, crem, se murdărește destul de ușor? Nu toată lumea mi-a spus, bă, se murdărește pielea, o să vezi că eu sunt și un tip care nu prea are grijă foarte mult de lucruri. Adică mi-a zis, sharing, nu o să regresc că ți-ai luat crem, că acum te știm pe tine, o să ai pielea aia murdară. Nu, chiar nu e adevărat. Eu mai faci un detailing din când în când, dar pielea e fresh, adică nu, nu, se simte murdară. Fix asta vreau să te întreb, dar există mai devreme, dacă ai grijă de ea sau nu, sau încerci să ai grijă de ea sau e efectiv o unealtă pentru tine? Să te deplasezi mă, eu, nu, eu, eu în general, fără să vreau Nu am grijă de că eu nu am timp să mă ocup Eu sunt un om care e cu gândul în o mie de părți Sunt da. cu gândul în general la activitatea mea și din, din, acest motiv eu nu, nu, sunt genul de multe ori mașina jegoasă, eu încerc să o spăr cât mai des, dar de multe ori nu ajung să spăr mașina, deci efectiv nu, nu, nu am timpul ăsta efectiv să mă să o spăr sau nu, poate nu manageriez eu timpul cum ar trebui, știi? Dar pentru mine întotdeauna ce fac eu, cariera mea, lucrurile pe care am de predat, de drainurile pe care am și cele mai importante deci de multe ori na, ziua are doar 24 de ore. Eu mă duc dimineața la birou, plec seara la 9-10, deci sunt, sunt, un tip foarte, foarte ocupat, știi? nu pot să spun că am grijă de mașina asta așa cum ar merita o mașină atât de frumoasă, însă în același timp ți-am zis, când apuc îi mai fac un detailing, îi mai fac o spălare da. din aia mai cu ceară, mai cu, așa mai cu atenție, pe cât se poate. Exact. Cărcotașii, și nu mă refer la cronica cărcotașilor, cărcotașii <coughs> în general, da, te-au blamat, că ți-a luat mașină prea puternică, că vezi, doamne, există riscul mare să faci accident și așa mai departe. Eu nu sunt de acord cu chestia asta. Eu care conduc mașini de atâta timp și am început și chestia asta destul de devreme, nu mi se pare. Dacă ești un șofer atent, nu vei avea probleme, dar se și întâmplă, din când în când se mai și întâmplă. Tu ai avut câteva mici evenimente, ai mai rupt o jantă, ai mai, nu știu cum a fost, ai mai zgâriat o bară, ai mai... Ți se pare că e adevărată vorba aia cu, bă, îți iei mașină puternică, ești tânăr automat, ești un magnet pentru evenimente. Da și nu, depinde mult. În cazul meu nu, îți spun și de ce. Deci ce evenimente, accidente am avut eu cu mașina asta, puteam să le -am și într-o mașină cu exact. un motor de 1000, da? da? Deci nu, nu e vorba de puterea mașinii. În schimb, ca să zic și de ce poate să fie da, dacă îți iei din prima, îți dau un exemplu, da. un Lamborghini, da? Da. tracțiune spate, acolo și tu preci de la semafor, uite, eu era să fac asta odată, era să fac, era să intru, uh, să-i bușez Lamborghini uh -huh. Andy Popescu. Pentru că eu fiind obișnuit cu CRS-ul meu, da. unde dacă eu am liber în față de la semafor, eu pot să o carc așa, cu o mână pe volan, Am mișto, da. că e formatic, adică stă pe stradă, fără nicio problemă, e ripită de, de asfalt. Uh -huh. Și eram în Lamborghini lui Andy Popescu și eu nu sunt obișnuit să conduc mașini de-astea sport agresive, că mașina mea, mașina mea e făcută să o conduci relaxat. Dacă vrei, tu poți să te încordezi să te apuci să faci nebunii, dar eu în general, mașina mea merg așa, nici nu văd, adică sunt dat pe spate cu scaunul. Deci așa merg eu, știi, îmi place să fiu relaxat. Și am plecat cu așa stai și am și de la semafor am călcat aia și a pierdut controlul, înțelegi? Bam, 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 am redresat-o repede. Deci poți să faci, dacă mașina e o mașină din asta cu tracțiune spate o mașină făcută să fie sport, e posibil să ai un risc mai mare pentru că nu ai experiență în a conduce o astfel de mașină. Dar când vine vorba de accidentele pe care le-am făcut eu și putem să le și enumerăm dacă vrei, nu conta mașina. Adică faptul că, spre exemplu, eu nu am văzut pe unul un unghiu mort, a fost da. primul accident cel mai cunoscut și a intrat în mine. Era o viteză de 3 la oră, da? că eu ieșeam așa în ceea ce ce uh -huh. a intrat, aia spunea nu pe al orice mașină. Faptul că a mai luat o bordură sau a mai zgâriat o jantă, a fel nu are nicio legătură cu puterea mașinii, știi? Da. Deci asta spun, nu, 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 contează, nu contează asta. Dar desigur, cu cât mașina e mai potentă sub capotă, trebuie să fii mai responsabil să nu... Dacă ai toți caia, nu înseamnă că trebuie să-i folosești atunci când ar trebui folosiți, știi? Da. Dar la fel, poți să mergi cu 200 la oră și într-o într Skoda, presupun. Adică Așa este, da. E vorba doar de accelerație. Da? Deci poți să fii idiot în orice mașină. Nu cred că asta impactează. Uite, fac o mică paranteză. Tu fiind, evident, vlogger, cunoști, ai urmărit tot felul de vloggeri. Cred că ai și spus că te uitai la Ray William Johnson. Odată. Foarte da. mult, da. da. Dar și erau mulți, la și erau foarte mulți, care acum nici nu prea mai există sau nu mai fac, dar atunci erau foarte pe val, în America. Da. -am eu. De ce am făcut eu această paranteză este pentru că nu trebuie să ai o mașină puternică. Deci, un coleg de-al meu din Craiova da? a primit la 18 ani o un Opel Corsa de un litru roz. Înțelegi? Roz. Wow. Omul a mers atât de tare cu mașina aia, a făcut uh, o cursă cu un alt Opel, un Opel Astra, a pierdut controlul, a intrat într-un bar de lângă... Cum se numea... strandul uh, ăla de la ieșire din Craiova, la uh, Valencia. Valencia. da. La Valencia. A, a intrat cu mașina într-un bar de lângă Valencia N-a murit pe nimeni, dar s-a dat jos din mașină, șocat după ce a trecut 140 în barul ăla, n-a murit pe nimeni, s-a dat jos, s-a dus la bar, a cerut o cola, a plătit cu un milion și a spus nu, vreau și o cola, vă plătesc. Ei, și filmarea aia a ajuns la Ray William Johnson. Da? da. Nu, nu cred. În 2009, exact. Wow. Și tipul era coleg cu mine păi, în, în, în caro. nu știam asta. Da, nu, nu știam mai există. A șters a șters, din păcate, a să a apărut și la Realitatea TV, la știri, a apărut la știri peste tot, știi, bolidu cu nu știu ce, bă, și era un Opel Corsa de un litru. Deci n-ai nevoie de o mașină puternică să faci accident, da. Dacă ești nebun, Sunt O mașină întâmplă. mai scumpă, cum, uite cum e asta a mea, are și niște features de siguranță care Evident. te putea chiar să te ajute când vine vorba de un, de un, astfel de, de accident, știi? Dar da, de asta poți să fii nebun în orice mașină chiar nu contează. Dar în același timp mai este acest asterisc pe care am făcut foarte clar, dacă ai o mașină cum e un Lamborghini sau un Ferrari, o mașină care parcă cere să, să te da. dai la ea, e posibil să ai tentația asta mai mare și e posibil să poți să, adică să mult mai ușor de sub control un Lamborghini decât scapi Mercedesul meu sau orice mașină de tip primuzină sedan. Da. Știi? Uite, tu ai început să conduci pe un Logan, spre exemplu, da, da pe Loganul tatălui tău. Da, pe, bă, nu, era Logan, era Sandero Stepui. Sandero Stepui? Da. Înțeles să începe, Am da, înțeles că era Logan. Am avut Logan, deci ai mei au avut Logan, după care au trecut la Sandero Stepui. Am uh, înțeles. Sau șmecherit, știi? <laughs> și uh, pe San Diego te pui, am început să conduc, da. Și cum se pare mașina aia? Așa ca și mașină de începător. Cât de mult ai folosit-o? Am folosit-o foarte puțin, nu știu, trei săptămâni, o lună maxim până când mi-a venit, mi -a venit asta. Dar, mă, este o mașină ca multe alte mașini manuale, nu știu, nu peam cu ce să o compar. Uite, pot să o compar cu, Citroenul C3 uh -huh. mm E tot așa, o mașină manuală cu care îți faci treaba. Avantajul la C3 e că e, e foarte mică. Am condus și eu vreo două, trei zile când mașina mea era prin diverse reparații de la diverse incidente petrecute și e foarte tare ce 3 ora față de barca asta. Dacă te bași cu el peste tot, da. e bombă, deci asta mi-a plăcut, știi? Îmi place să schimb viteza așa, să știi. Nu da. N-aș putea să o fac, adică prefer una automată, da. dar îmi place. Uite, în schimb pe padere nu stau niciodată, nu știu. Gen, pot să schimb... Am intuiția, am programat în creierul meu să schimb vitezele. Simplu, fără să mă uit, aici deci am, am instinctul ăsta cumva de la școala de șoferi. Evident. Băi, dar pe padere nu... Nu știu, nu. Deci, efectiv, creierul meu nu corelează cu schimbarea vitezei cu padere. Mie așa aș putea schimba, schimba așa viteză, dar la Mercedes nu s-a niciodată pe padere. Vrei să știi ceva? 99% din șoferii de mașini cu padele nu le folosesc. Da, 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 da. Eu le arăt că uite cum schimbă, că nu știu ce, că poți să folosești frâne de motor, că intri tare în curbă, că whatever. Nimeni, niciodată nimeni. Și dacă, dacă, aș, fi, dacă aș, aș fi avut <laughs> o cutie, era mai simplu pentru mine în creierul da. meu că acolo simți la cutie exact. exact. Dar pe padere nici nu știu, Bă, sunt la treia, a patra, nu știu, e ceva, nu... Deci nu stau pe padere niciodată. Și eu când mai conduc mercedes de care au 9 viteze, deci mașina ta are 9 trepte de viteză de mers înainte, știi? Trebuie să te gândești, bă, și până la urmă da, te dai da. bătut și o lași pe auto și mergi liniștit. Da. Uite, știi ce îți recomand dacă vrei o mașinuță mică și cu cuția automată și fășneață? Ia un Spark, închiriază un Spark și mergi cu o Dacia Spring. Da? Da. E fășneață Dacia Spring? E fășneață. Lumea zice, a, că nu trage, că nu știu ce. Băi, 20-60, nu e nimic care să o bată, în, înțelegi, de la semafor, primul, îți bate Cum cele... Nu e nimic care să o bate? nu e nimic în ce, în ce rigă. Adică evident că performanțele altor mașini vor fi mai puternice. Da, da. răspunsul la pedale e atât de bun încât până intră turbina în alte mașini sau până, știi, încep da, injectoarele aia, să ți -a bage, a? ți-a luat fața, da, Bă, e, e fie foarte tare. Eu gumit de la Dacia Spring când a ieșit că ei au anunțat 45 de cai, știi? Dar da, au lansat, lansat varianta 50... super Sport acum 65. Serios? Serios, Dacia Spring Extreme. Acum au lansat-o. Eu credeam că ziceam, bă, un cai cea baterie externă, mă, pe asta cu A, și de o Asta. O bază externă. Bună asta. Adică, adică... Asta, e tare, da, exact. Reverse wireless charging de la telefon. Da, 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 da. Bună asta. telefonul acolo bun... pe rezervor, pe, pe da, da. se carcă. Nebunie, da. N-am -am, mers cu Dacia Spring niciodată. Deci fii atent. Fă la muncă, fă un episod la muncă, și o da. de obor pe Dacia Spring. Băi, ești nebun. Eu am încercat să fac muncă șofer de Uber asta ca paranteză, e da. foarte greu, e, pentru că nu poți transporta persoane așa oricum, adică este de, licen... de, da, de da. chestii. Eu, nu, eu, vreau de mult să fac un episod din ăsta taximetrii sau șofer de bord sau șofer de Uber, pe orice ride da. sharing sau taxi nu contează, adică vreau să am asta de transport persoane, e foarte complicat. Este, da. No. Poate și să, trebuie... adică ar trebui să stau două luni cât durează să-mi iau toate hârtirile și n-am avut niciodată timp să o fac, dar mi-aș dori mult să fac acest episod. Nu, chiar ăsta e motivul pentru care tu ai făcut livratul de mâncare cu bicicleta. Nu? Păi nu, că poți să-l faci cu mașina. Păi poți să-l faci cu mașina. A, și nu trebuie atestat la... Nu trebuie a, un atest. Nu, ai cred făcut trebui, tu așa. Nu, 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 nu. trebuie atestat nu. să... să pei ce, e ca și cum conduc, dar am în spate o... Mă ciorbă. Trebuie să fii ciorba mea, adică ca e diferența dacă <laughs> <e altul>, ea, ai <laughs> tu Nu o să trebuie atestat. Nu, dar trebuie să schimbi atestat dacă transporti persoane. Aia să trebuie cu siguranță și are și sens să fie așa, dacă o luăm logic. Că, na, ai o responsabilitate mare. Nu, chiar că da, e siguranța omului și dacă ești pasager de Uber, Bolt, taxi, nu ești obligat să porți centura. Și atunci dacă se întâmplă ceva din vina șoferului... Dar nu știam asta, de ce nu ești obligat să porți centura? Nu știu de ce. Nu ești obligat să porți centura dacă ești pasager într-un sistem de, asta de taxi, ride -sharing. Dar n-ar trebui în mod normal toți... Eu credeam cred că legea spune că toți oamenii care stau într-o mașină în mers ar trebui să poate centura. Deci, Acum că noi nu putem în spate, e partea a doua, dar eu așa credeam că spune regea. Taximetriștii, șoferii de bolt Uber și mai departe, polițiștii și cu gravidele. Nu poartă centura. Da, au voie să nu poartă centura. Să... Înțeleg la polițiști, înțeleg la gravide, înțelera... dar nu înțeleg taximetriștii. taximetriști. Deci și taximetriști Pentru că ei stau par... foarte mult la volan, stau 8-10 ore la volan și s-ar putea să-i jeneze la un a, moment dat. Okay. Știi?

Poi, pentru că nu mă incomodează cu absolut nimic, adică nu, nu înțeleg de ce n-aș putea centura de siguranță. Da. A, bine, dacă mă duc de aici până aici, poate nu o pun, și nu-ți bipăie mașina. Îți bipăie dacă... Da, și nu. Îți bipăie, dar dacă mă duc de aici până la <laughs> supermarket, o străduță mai încolo, pot să pune ori nu o pun, știi? Nu, eu n-am decât... Na, păcărit de să știi, adică mie da. îmi bipăie dacă nu o pun. Sau dacă, uite, dacă sunt în cartier, am în cartier nu se merge peste 20 la da. -au, știi? Și nu pornește... Cum adică, Era radar mai în mai. cartier la tine? Da, nu știai? Nu știam. Pe unde stau, sunt super... De asta, și place foarte mult unde stau. E un complex cu niște reguli foarte stricte, unde toată lumea le respectă. Da. Sunt foarte mulți oameni cu bani care stau acolo, nu contează ce mașină ai. Sunt foarte mulți care au rogan, foarte mulți care au Rolls, da. foarte mulți care au amorinii, toată lumea respectă regulile. Și una din regulile astea, pe lângă multe alte reguli de super finețe pe care le au, uh -huh. este că nicio mașină nu merge în cartierul cu peste 15 ore și au aparate radar și efectiv, dacă te prind că ai mers cu peste, îți dau o amendă. Păi, dar nu are cum, să-ți să dea amendă pentru că. Păi, ba, da, îți dau ție, deci dacă spui că tu ești vizitator, da. dau uh, amendă omului la care te-ai dus. Uh, uh, practic, da. omul pe care vizitezi, care prin contractul de închiriere acolo nu se vând apartamentul, doar se închiriază. Ah, cred că știu un unde club, stai. Dacă vrei, da. Da, da, da. știu unde stai. E da. la, la stejari. La stejari, stau, da, exact. Nu, trans nu, știam dacă e, da. da. nu știam dacă e publică informația. Știu. Nu, e publică, da. Știu, știu, acolo, știu, știu, Și acolo, prin contractul pe care îl semnezi, îți asumi că și tu și vizitatorii tăi respectă regulile. Dacă nu, papa și la revedere. Și au fost cazuri în care au dat afară oameni și mie îmi place asta. Uh -huh. pentru, că, pentru că e, știi cum e, sunt multe locuri în care sunt oameni cu bani, nu toți oamenii cu bani sunt de aceeași caritate Corect. Și nu vrei să stai într-un loc tu, de fapt, ce ți dorești în viață, știi, dacă că vine vorba de vecinii tăi? Nu-ți dorești să fie niște oameni cu bani. Îți dorești să fie niște oameni civilizați, știi? Asta Corect. e tare, de fapt. Și acolo nu contează câți bani ai. Nu, deci dacă tu nu, eu cred că sunt unul dintre cei mai săraci, dacă nu cei mai sărac rezident din cartierul ăla. Dar nu contează câți bani ai. Dacă tu nu respecti regulile, o dată de două, de trei ai păcat, papa și care vedere. Ceea ce e, 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 mișto că există nivelul ăsta de civilizație. Și repet, orice mașină ai, că mulți care au uh, Volkswagen, Touareg, sunt mulți care au mașini super simple sau au o mașină din asta super simplă și după aia mai au un garaj, un Ferrari sau... Toată lumea respectă regulile. Nu există, n-am văzut în viața mea de când stă acolo, o mașină să meargă peste 15 pe ore. Există și un dezavantaj aici și ți spun, copiii care cresc în cartierul ăsta da. au zero experiență de viață reală când vine vorba de mașini și de trafic. Corect. Deci mie îmi sar copiii, spre exemplu, s-a întâmplat în cartier, copiii se joacă de avația, sar în fața mașinii. Da. Eu n-am nicio problemă la 20 la ora 15 la ori, am pus frână, s-a oprit. Da. Dar dacă aveam 50, eu am capă popice. Adică dacă ei se joacă în altă parte, în același stil, știi? Da. Adică cresc într-o bine, asta e în general o problemă la copiii care cresc în familie cu bani foarte mulți, în general asta poate deveni o problemă. Tu crești într-un mediu complet izolat de fapt de realitate, de lumea care te lumea reală. Da. Și atunci, în momentul în care intri în lumea reală, o să ai, o să ai un șoc cultural și un șoc de foarte, foarte mare, știi? Cum da. ceea ce cumva nu e bine. Mai ales că acolo au și grădiniță fix în cartier, au N metri pătrați de loc de joacă, de pădure, de arei da. prin pădure, adică este paradis pentru copii. Copiii nu ies niciodată de acolo. Este Dar la un, un moment dat o să iasă uh -huh. de acolo și o să dea în lumea reală și în lumea reală mașinile nu da, nu poate da. să frâneze instant dacă tu sari în fața lor. Știi? Un fel de Truman Show știi? când ies da, 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 din... da. Deci ăsta e singurul dezavantaj. În rest mi se pare foarte tare știi că e un cartier civilizat. Asta e chiar Chiar mișto. Am înțeles. Uh, tu nu te poți numi neapărat un pasionat de mașini. Adică nu cred că... Nu sunt un entuziast al mașinilor, dar da. sunt un tip care petrece destul de mult timp pe YouTube uitându-se la review-uri de diferite mașini. Da. Sunt, să spun, un semi-pasionat de mașini. Știu acum ce mai apare nou, știu că a scos rolls noi anul trecut. Sau chiar anul, nu anul trecut, că suntem în 2023. Știu că da. acum e s 63 ora AMG, care e senzație. Da mega senzație. Dar uh, nu sunt la modul să, să, stau să fac doar asta și nu sunt nici la modul dacă mi o mașină să stau să o customizez, să o personalizez, fiind da. care are grijă de ea, care azi... Adică nu, nu sunt la, nu sunt la nivelul ăla, nu. Cum e Dorian, deci modifică. Da, uite, nu sunt, nu sunt ca Dorian. Pentru Dorian chestia asta -i aduce foarte multă fericire și împlinire. Da. El își modifică non stop mașina, pentru că mașina e un proiect de suflet personal. Pentru mine nu e așa. Eu să spun că îi mai schimb culoarea o dată pe an, că asta e o procedură simplă. Mocacolo și așa și în rest ce intervenții mai fac eu la mașină, în general, din păcate, este intervenții de natură service. N Am înțeles. <coughs> în afară de reparații, ai avut vreo, nu știu, o operațiune de mentenanță care nu era avarie, gen ceva pe garanție? S-a stricat ceva la CELES? Da, dar n-am putut să o fac pe garanție, dar eu zic ce s-a stricat și în rest o mașină foarte durabilă. Am avut, fii în două sau trei pe hai să rezic pe rând, da. un grici de software foarte ciudat la camera de spate, uh -huh. Uh, deci camera știi că e din porba ca se deschide și da. se închide La mine am avut un glitch La vreo 2 ani după ce am luat-o În care camera rămânea deschisă Dar cumva sistemul de software știa că ea era închisă Dar ea de fapt în realitate era deschisă Chisa, da. În momentul în care dădeai numai în Sistemul dădea comanda da. Camera se deschidă, da. camera era deja deschisă, acolo se producea un și nu mai puteai să vezi nimic pe cameră și nici camera nu puteai să o faci înapoi să fie închisă și rămânea deschisă forever, da. nu aveai camera de spate și e enervant că nici la bagaj nu mai puteai să-l deschizi da. din așa și cum nu e nici electric, Bric. trebuia să te duci să deschizi pe arc să sară o chestie enervantă, dar s-a remediat. Ok. Acesta a fost o defecțiune, așa, a doua defecțiune și o chestie frecventă la mercedes sus s-a întâmplat acum de curând butonul de deschis geamul, da. așa, unul din ele a sărit de acolo, dar nu e tocmai sărit, nu știu cum să explic, e semi-sărit da. și trebuie acum să-l băieții la serviciu, deci asta a mai fost o mică poemă, în rest ce să zic am mai avut? Am avut o problemă cu, cu un, un buton de, de oglindă, uh -huh. în sensul în care motorul de la oglindă funcționa perfect să o dar da. butonul respectiv, știi că e buton de selecție, da, oglindă, stânga, stânga, dreapta, dreapta butonul da. de selecție, oglindă, stânga, nu puteam, nu, nu apăsam degeaba, nu se activa. Da. Deci niște chestii minore. În da. rest n avut nimic mașina. Deci aciodată. mecanic nu... Mecanic nicio problemă n-am avut. Am înțeles. Doamne ajută să n-ai nicio Doamne, ajută să problemă. Uite, o întrebare. Smără ce părere are de Mercedes? Îi de place. Îi place, 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 da? Îi da. Da. Okay. place, și dintre mașinile prietenilor tăi. Ai mulți prieteni care sunt pașionați de mașini, prieteni, amici, tovare și colaboratori, cum vrei să da. spui. Care e cea mai tare mașină a lor? Sau ce, care din mașinile apreciezi tu? Păi am un prieten cu un S580 da? și îmi place mult mașina, foarte mult. Eu vezi că merg mult în zona asta de confort. Sau ca să spun altfel, eu când ar fi să mă upgradez mașina, în primul rând mi-aș cumpăra o mașină care să-mi ceresul crs și care să mă ofere confort, ceea ce ar fi cel mai probabil un S. Da. Da. Și după aia m-aș gândi la o mașină de weekend, care la mine, spre exemplu, ar fi un Sere. Da? Da, pe ieși de la Sherry. se ce zic? Și îmi place mult sr ul adică e superb. Te referi la modelul nou. Da, un Sere și aici 63 AMG. Mi-aș lua și S, dacă vrei să spun așa de wishlist, așa, și mi va și și Tot 6. AMG. Tot 63 AMG. Tot ești fan Mercedes? Da, sunt mare fan. Păi... Îți spun și de ce. BMW-ul nu mă sparge cum arată la interior. Uh -huh. E o mașină superbă, dar nu mă sparge cum arată la interior. Și chiar și șaptele ăsta nou pe care au nimerit. Bă, da. chiar au nimerit, adică față de ce făceau înainte, chiar pot să spun că s-au apropiat mult de Mercedes cu șapte nou, cu televizor în spate, cu ecrane peste tot. Bă, cu... da. e frumos. Cu, a, foarte mișto și ceea ce Mercedes n-are. Da. Uși care se deschid ca la Lors, automat. Da. E superb, e superb. Dar eu mi-a scurit inima, frate. Nu mi-aș vrea șeptar. Deci oricât de mult eu pot să mă uit pe hârtie și să spun, bă, da. frate, la Shiptar se deschid ușile. La, 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 S nu se deschid. Da. Șeptar win, da? Șeptar televizor la praz mai foarte șmecheră, s nu are. Da. Bă, efectiv, nu știu, ar fac un S. Când mă pun în S în spate, nu știu, iar ceva, parcă merge ăsta BMW, în continuare chiar și la Shiptar, parcă e prea sport și scaunere. Și pe o diferență imensă cum arată scaunele de la Shiptar și scaunele de la Mercedes. Da. Deci da, pentru mine Mercedes e... Da, te-ai urcat în șeptarul nou? Am fost în șeptarul nou, dar n-am mers M-am urcat un pic în spate, dar pe loc. N-am, n-am avut așa o experiență să merg jumătate de oră, o oră cu el ca să zic cum se simte. Și ar da. trebui să am ca să nu judec în necunoștință de cauză că cu ESU am mers și o să mai merg, știi? Da. Da, nu știu. Tot pe Mercedes. Tot pe Mercedes, tot pe Mercedes. deci... Ați auzit aici, da? Și el rămâne pe, da. pe Mercedes. Eu, dacă e să fac acum un pronostic, da. Poate o să mi se schimbe gusturile, dar următoarele mele două mașini, cred că o să fie, și o să iau gen în același timp, să fie una Times, una main și una de weekend, da. un S63 AMG și un SR63 AMG, Eu asta cred că mi iau. Da. Poate în loc de SR să-mi iau un Porsche... 911, ceva mai... arată mm. foarte frumos. Bine că ai adus în discuție Porsche, pentru că eu, pentru o perioadă de 2-3 luni, eu tot ce ascultam de dimineața până seara era Porsche Taycan 10.000 osdan, deci pe bune. Și prietenii mei care știu că era... Hey Siri! -a păcut, îți place piesa? Da, deci îmi place la nebunie și chiar vreau să discutăm un pic pe versuri aici. Deci, toți prietenii mei știu, se urcă cu mine în mașină, Hey Siri, play 5 Gang Porsche. Deci erau, ei se urcau în mașină și ziceau Hey Siri, play 5 Gang Porsche. Băi, deci mi-a plăcut melodia aia la nebunie. Uh, am înțeles și vreau să-mi confirm sau să-mi infirm că versurile inițiale nu erau așa și a să schimbați ceva pentru că Porsche fiind marcă înregistrată tu a trebuit să schimbi ceva la versurile alea. Nu este adevărat, Nu. dar tu cred că știu sămânță de adevăr, da. dar, dar informația nu e adevărată, informația este alta. Okay. Noi n-am schimbat nimic la versuri și nu da. aveam ce să schimbăm, că ai văzut că în piesa finală eu spun clar, într-un Porsche Taycan. Taycan da. Dar este adevărat faptul că după ce am lansat piesa, unii oameni au crezut că e reclamă la Porsche, da. Porsche nu a plătit pentru asta și nici nu le-a plăcut neapărat piesa și ne-au trimis o notificare legală de la Porsche, firma din da. Franța. Deci, este SRO, da? da? Așa am trimis o notificare prin avocat, dar problema lor nu era cu versurile. Da. Pentru că tu poți să crezi despre ce vrei în versuri, deci e libera ta exprimare. Problema lor, și era o problemă validă, ne-am cerut scuze și am îndreptat-o, era că în videoclipul muzical apărea uh, titlul piesei Porsche, scris cu același fond care a Porsche, și okay. era reprezentarea grafică a sigrei lor, care e protejată de drepturile lor de autor, da. chestie pe care, într-adevăr, ne-a scăpat, aveam dreptul să o facem. Da, dar da. faptul că eu când despre Porsche Taycan sau despre Ferrari, sau despre Lamborghini, eu pot să cânți despre orice da. n-au ce să facă în sensul ăsta, pentru că poți să ți place mașina, adică poți să când despre orice produs. Exact. Într-adevăr există companii și tu știi foarte bine că Ferrari aici sunt campioni da. la așa ceva, care iau treburile astea foarte în serios și care poate să încerce să dea în judecată pe lucruri de genul ăsta. Și putem discuta în Ferrari despre Ferrari, că au avut multe spețe de genul avut, și chiar m-am da. uitat... Și la cine mă uit la Donat Media și sigur îi știi pe ea. Da, normal. Da, da, eu, da. și m-am uitat de la toată istoria asta de Ferrari, de cazuri în care Ferrari a dat în judecată persoane cerebre lucruri pe care pot și nu pot să înțeleg. Da. Adică pe de o parte pot să înțeleg că ei vor să-și păstreze o anumită imagine și așa mai departe și sunt un brand extraordinar de conservator. Pe de altă parte, nu mi se pare deloc normal să nu poți să critici sau să nu poți să arăți o mașină pe care ai plătit-o și care este bunul tău personal. Deci dacă eu mi iau Fer eu, nu, din acest motiv nu mi-aș lua Ferrari, deși Ferrari îmi place mai mult decât Lamborghini. Pentru că cum eu mi iau Ferrari și Vreau să-mi fac o poză cu ferrari și voi mă dați în judecată că eu mă folosesc de imaginea Ferrari pentru ca să mă promovez pe mine, dar e mașina mea, adică despre ce dai daribii vorbim aici? Pentru că există o plajă largă de clienți tradițional de Ferrari care își cumpără mașinile plus edițiile speciale plus edițiile limitate și așa mai departe și dacă imaginea Ferrari ar fi dusă spre, nu știu, spre petrecer, spre Huligan, mainstream. Da, spre da? mainstream, spre distracție... Poți să înțeleg perfect filozofia da, de brand. da. Poți să înțeleg perfect filozofia de brand. Dar nu este normal nivelul la care ei merg să dea în judecată sau să facă să, să, se ia de cele mai mici lucruri. Asta spun că nu este normal. Eu pot să înțeleg că îi deranjează, așa cum pot da. să înțeleg că poate și un brand de fashion s-ar putea să fie deranjat, că toți trepării încep să poarte brand ăla și cumva nu mai e o chestie atât de exclusivistă. Da. Dar realitatea e că N-ar trebui să ai un cadru legal să poți să faci ceva în privința asta. Păi, ar trebui să. Da, bă, mă deranjează aia, n-am ce să fac. Nu poți să interzici unui om să-și facă poză cu bunul pe care a Poți să înțeleg cazuri extreme. Spre exemplu, un caz extrem ar putea fi la Ferrari, cazul Filip Prein. Poți să spui că da, domnule, ăla cumva a folosit marca Ferrari, reprezentarea grafică a robului Ferrari, ca să-și promoveze uh, uh, ghetele lui Filip Prein. Că știi da. cazul ceea ce s-a da. întâmplat la procesul cu Filip Prein versus Ferrari. ăla a pus o pereche de ghete, da. de, sau o pereche de, de încărcări de la el, marca Filip Prein, pe capota sau unde a pus la Ferrari și a făcut o poză în care era Marca Ferrari și Marca Filip Prein. Aia pot să înțeleg. Poți să înțeleg că e o, asociere între două branduri și asocierea nu a fost permisă de Ferrari, da? da? Dar am avut cazuri în care, spre exemplu, un anumit artist, nu mai știu, îmi scapă numele din state și a cumpărat un Ferrari, s-a prins de el că a avut o problemă și a trebuit să-l bage în serviciu și l-au dat în judecată pentru asta. Mi, Mi pare foarte rău, dar e o critică, adică pot să e dreptul meu să critic un bun, mai ales dacă am cumpărat. Așa este. Știi ce spun? Eu sunt de acord, doar că ei se gândesc că, bă, întâi trebuia să vină la noi, vină cu mașina, o rezolvăm și după aceea critică-ne. Nu înainte. Păi Așa da, dar de fapt, eu pot să critic cum vreau un bun. Pot să critic. Doar eu că... pot să spun ce ul meu, că îmi place, că nu îmi place, că e urât, că e are probleme. că. Da. Deci, repet, atitudinea Ferrari nu consider că îi ajută. Și eu, dacă vrei să fac un pronostic aici business despre această companie, eu cred că treptat nu va mai fi atât de conservatoare și va începe să intre cumva în linie. Și deja a început să o facă dacă te-ai uitat la um, suv pe care ia acum ar fac. Da. Pentru că fostul director de acolo, Dumnezeu să l uh, nu știu dacă era director de marketing, nu știu exact ce funcție ocupa în Ferrari. Te -a făcut la Montezemolo sau la cine? Da, și spre și mea, nu știu, nu știu, cred, Că domnul da. Nu știu de. că nu sunt, ți-am spus că nu sunt un entuziast de mașini, dar știu cazul ăsta spe, în mod special. Știu că fostul director de acolo a spus că nu. peste mormântul meu o să facă vreodată Ferrari un SUV. Da. Ferrari nu face suv -uri. Da. Dar realitatea dură în da. business este că indicatorii de business și, și, cererea, și ce cere piața de fapt o să fie întotdeauna mai puternice decât cuvintele unui singur om, fie și directorul Ferrari. Și uite că Așa cum a spus, peste sicriul meu o să se întâmple, da a murit și... Dumnezeu să o odihnească și acum Ferrari face un SUV. Da. Și sunt atât de orgolioși încât nu îl numesc SUV, îl numesc FUV. FUV. Sau ca, ce? Să, ca cumva ei să-și păstreze imaginea că noi facem altceva. Dar nu e adevărat. De fapt, ce se întâmplă? Ferrari a realizat, s-a uitat la, uh, 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 rivalilor de la Lamborghini, Lamborghini, care au vândut cu Urusul mai mult decât toate modelele la un loc, da? da. pentru că Urusul e o mașină pe care și-o cumpără oameni care, în mod poate nu și poate li s-ar prea excentric un Huracan sau un Aventador își cumpără un Urus, da. au făcut bani enorm cu urus, și Ferrari vor și ei să, să, să rămână în business, să, să, să fie competitivi și de asta fac un SUV da. acum. Uite, eu am stat la masă cu Stefan Winkelmann, care e CEO-ul Lamborghini și cu câțiva din inginerii lui, dintre principalii lui ingineri și spunea așa, că Ferrari Porosangui costă vreo 400.000, Urusul 200 și un pic prețul de pornire, dar ambele mașini se vor vinde în draci și nu există concurență da. și există atâția bani și atâția clienți încât orice brand și la Lamborghini și își permite să facă un produs, el se va vinde în toate cifrele, în toate numerele pe care ei vor să le vândă indiferent de care e mai tare, care e da. mai scumpă, care e mai asta. Deci nu, cumva nu interesa că Ferrari, a, sunteți, uh, uh, vă e frică, scoate Ferrari SUV, o să concureze. Nu. Erau la lansare la Urus Performante. Noi am vândut toate urusurile performante, eu o să vândă toate prosangurile. Nu ne interesează. Da, da, exact. da e atât de mare piața de SUV-uri. Deci, uite, din punctul de vedere, nu sunt atât de mult un entuziast al mașinilor, dar sunt entuziast pe, da. pe facții din asta astea, spre business. Mă interesează partea asta și modul în care aceste companii foarte diferite aleg să-și conducă afaceri e unul foarte interesant. Dar asta e predicția mea. Nu știu dacă tu ești de aceeași părere. Eu cred că în timp Ferrari va pierde în acest conservatorism și vor intra cât de cât în linie cu cu cererile pieței și cred că în 50, de acum, în 50 de ani de acum e posibil să renunțe un pic și la această imagine de nu permitem oricui, nu se ducă mai mult pe modul în care Lamborghini face lucruri. Unde Lamborghini, pe ei ai văzut că nu-i deranjează. Da, nu au nicio revedere. treabă. Dacă vrea cineva să modifice mașina, iau și da, modifică. Da, da. și modifică și... Da, și uite că și Lamborghini e în continuare exclusivist. Ferrari e mai exclusivist, într-adevăr, da? Da. Te-ai dus mult 50 de ani. Dar vezi tu, vin mașinile electrice. Cu mașinile electrice se pierde un pic din personalitate. Eu cred că Ferrari va pierde puțin din aura asta de brand, știi, au istorie în Formula 1, da? Enzo Ferrari a fost il-comandator, a fost în anii 50, i-a murit un pilot în, în teste, știi? Deci mureau mulți piloți în anii 50, mai ales ăștia de la Ferrari mureau. Și erau la o, un test cu un Ferrari, a murit un pilot, nu mai țin minte cum îl cheamă, dar dacă mă chin un pic, mi-aduc aminte, îl sună mecanicii. Da? A murit ăsta, nu știu ce. Și la care e el. E la machina? Și mașina? Are ceva? Știi? Pe el asta îl interesa, știi? Pe, pe acest mit al lui Enzo Ferrari și în jurul acestei aure de motorsport, de curse, de așa mai departe, s-a format imaginea Ferrari. Și la un moment dat s-ar putea să se piardă, pentru că motoarele nu o să mai facă vrum-vrum, o să facă vum și să Așa. Da. Mai e o chestie interesantă, acum sper să nu greșesc, dar din câte înțeleg eu, cumva la Ferrari lucrurile stau invers de către alții producători de mașini, pentru că ei practic au început să vândă mașini comerciale, să vândă mașini către publicul cu da. comercial, ca să-și financeze să poată să-și finanțeze echipa e de, de Formula 1, da. care înțeleg că eu nu mă la Formula 1, dar înțeleg că echipa lor acum e cam, nu, mai nu mai e chiar ce era. Înțeleg că a avut un campionat sau mai multe campionate Păi ei n-au mai câștigat, nu mai câștigat nimic de mult, din nu? 2008. Ah, ok. Cât ani aveai în 2008? 7. 7 ani. Spre deosebire da. de orice alt business de mașini, de la da. Mercedes, de la Lamborghini, de la, așa, care fac invers. Ei, uh, uh, cu business-ul de bază e să vândă, vândă, mașini vândă, mașini, către public și după aia faptul că finanțează o echipă de Formula 1 e o chestie de imagine ca să-i să vândă da. mai multe mașini către public. Da. La Ferrari, înțeleg, sper să nu greșesc, că dintotdeauna percepția a fost invers. Da. Ei și-au început să vândă mașini comerciale pentru simplu motiv ca să-și financeze echipa de Formula 1, care de fapt e business care pe ei interesează. Acum nu mai e așa, dar, nu mai e așa, dar până a început, nu? Până să moară Enzo Ferrari în 88, a murit, Dumnezeu să-l odihnească și pe el, până să moară Enzo Ferrari, așa era situația. Acum, evident, este. Da, este invers. Mai eu pot să respect o companie care e asta, da. a, care care e neconvențională și, probabil nu caută cele mai mari profituri și caută să-și neprinească un set de obiective, în cazul în da. vrem să fim cei mai buni în Formula 1. Dar ce spun eu e că pe o prajă suficient de lungă de timp, de fapt, tot piața ajunge să dicteze și tot profitul și indicatorii financiari să ajungă să dicteze da. noi ce business, oricât de conservator fie el și. Um, Ferrari. Dar mai am o întrebare și după aia ne întoarcem la... Da, mi e place nu, toate mașinile, nu, e bine. Mai am o întrebare. Da. Este adev... Poate știi să-mi spui, este adevărată legenda cu uh, uh, când s-au întâlnit proprietarul de la owner de la Lamborghini cu owner de la Ferrari, care yeah. Lamborghini făcea tractoare și s-a da. dus și a luat un Ferrari și s-a dus să plângă de Ferrari și a, -a zis că da. ce te prânci tu de Ferrari... Vezi de tractoarele tale. De tale e, adevărată. e adevărată. 100%, 100%, adevărată. Da. Cât de 100%. Tale. Nu e mit. Chiar vreau să vorbim de povestea asta, știi? Imaginează-ți că ție nu-ți place un anumit brand, te duci, uite, hai să-ți arăt cum se poate. Vezi-ți, de vlogurile tale și tu te duci și faci un alt brand Bine, da. că tu ai intrat în mai multe industrie, muzică, film, o să vorbim și despre... A, da, uite, a... pentru cei de acasă care nu știu, să vă da. convins că foarte mult știu deja Regenda Mare, de dacă se uită la promotor, dar Regenda e foarte tare, o să vă recapitulez foarte repede. Practic, Lamborghini la vremea respectivă făcea doar tractoare, Ferrari făceau mașini sport super da. sexy, super high-end. Lamborghini era o companie de tractoare, deținută de un domn, Lamborghini... Ferruccio Lamborghini. Ferruccio Lamborghini. Se duce într-o zi Ferruccio Lamborghini și cumpără un Ferrari, mergea da. foarte bine business de tractoare, sau să-și cumpere un Ferrari. S-a primit acum așa, avea niște nemulțumiri la mașină. Tu să mă corectezi sau să nu, adaugi nu, nu. dacă e ceva. Da, ce avea o problemă greșită, cu ambreiajul la mașină. Avea o problemă cu ambreiajul la ferrari său. Și fiindcă Italia nu e o țară atât de mare și mai e zona aia unde, se, unde erau și Lamborghini și Ferrari, eu, eu, un vecinat, da. nu? Da, Modena, Maranello în zona aia pe acolo sunt amândoi producători, adică dacă... Da, foarte apropiați, omul în anii 20 se asta, nu? 20-30, da. ceva de genul, s-a dus să îl caute pe unul de la Ferrari, a intrat aia în birou, a obținut o întâlnire cu el și a spus, salut, mă cheamă X, uite, am și un cum am spune noi în ziua de azi, un feedback constructiv <laughs> să-ți dau, o da. critică constructivă, probabil că pe vremea da. în italiană nu s-au exprimat un, chiar un așa. Un kind reminder, așa. Îți dau și un kind reminder, uite, ai este ce la mașină. În momentul în care unul uh, de la Ferrari, care atunci era Enzo Ferrari, da, Enzo Ferrari. i-a spus țărănoiure care ești, vezi de tractoare tare, mă vezi tu pe mine să fac mașini, de drumul de aici țărănoiure. Și ăsta s-a enervat Lamborghini și a zis ok, eu să intru în piața de mașini sport. Și așa a apărut Lamborghini. Exact. Lamborghini cum îi știm noi astăzi. Lamborghini, da, de la tractoare. Acum poți să să-ți tractor la Lamborghini, că mai poți. Mai poți să-ți cumperi? Da, da, și, mai, și ce și dar centrale nu mai produc, termice. nu? Ba da. Ba Unde da. produc tractoare? Da, încă produc tractoare. ce adere. prețuri au față de piața de tractoare? Asta bieșnică. nu știu, că la tractoare nu mă pricep. Știi, nu, se numește promotor, nu protractor, știi? Adică... <laughs> că e scurios, adică păi spun că sunt tot high-end Da, tot high-end Și centrale termice, poți să-ți cumperi da? centrale termică Lamborghini Da, să-i spune Ludorian Uite, termice. eu am mai condiționat de la Mitsubishi nici asta nu știam. că nu subi și face aer condiționat, am fost șocat. Uh, face și uscătoare din aile de mâini pentru toalete republice. Da? Da. Și au un nume foarte interesant. Uh, Space, mă rog, nu mai țin minte dar au un nume foarte ciudat. Zici că e nume de mașină, dar încolo e de fapt da? uscător sunt mulți producători. Hyundai făcea televizoare, Deu făcea la fel televizoare, tot Bine, felul. Deu era un conglomerat corean, făceau da. multe. Și da. Hyundai, da, uite, Subaru e deținut de Fuji Heavy Industries, care face tot așa, utilaje grele. Mai sunt producători da, din Italia. Da, da, da. Uh, voiam să zic ceva, dar am uitat, Rzău, că am uitat legat de Lamborghini și de Ferrari. Aveam. A, ah, nu, gata, mi-am să aminte. Știi de ce Lamborghini se porta așa cu clienții săi? Pentru că pe toții considera niște idioți. Lamborghini sau Ferrari? Nu, Ferrari pe clienții lui. Da, deci nu, con nu conta. Ferrari, da, voia cineva să cumpere o mașină, era o un, poveste adevărată, un anumit shake da, a, avut, uh -huh. a venit la Ferrari în Italia să cumpere niște mașini și l-a pus pe cu nu știu care să aștepte două ore în fața biroului, mințindu-l că avea treabă și el stătea în birou și râdea de prostul la de șeic că stătea să-l aștepte. Cine a ajuns Enzo Ferrari să, da, să fie? Un om care îi pune pe șeic să aștepte. Deci toți clienții de Ferrari, în opinia lui Enzo Ferrari, erau niște idioți că îi cumpărau mașinile, înțelegi? Păi și e o atitudine normală, adică nu se e. pare corect, se pare normal. Nu e, dar uite că s-a format un brand, da? Adică i-a murit pilotul, e la machina, știi? Și ei cu, stai și așteaptă. Da. Așa ai formezi un brand. Acum bine. Ferrari știi că e de fapt un brand de lux, nu e un brand de mașini. Altă discuție, știi? E așa se Da, mă bine. Eu sunt un realist. Ferrari e un brand de mașini. Ei poate să spună ce vor despre ei. Dar Ferrari face mașini și un brand de mașini. Că face da. mașini de lux e partea a doua, dar nu e un brand de lux. efectiv. Da. Nu există branduri de lux. Există branduri care fac anumite, anumite produse, și produse care sunt, sunt în sunt gama lux. de lux. Da. Dar eu tâmpe spre brand de lux. Dar Ferrari poate să creadă ce vor despre ei. Am. Mi-aș cumpăra cu dragul un Ferrari dacă nu m-ar da în judecată. Am Dacă nu te-ar da judecată, cum ar fi? Să faci tu cum ai făcut farsa aia cu cele sus să da, te întreabă pe Dorian Pova. Întreabă pe Dorian Pova dacă și-a luat un Ferrari vreodată. Sună acum și întreabă. Dacă e vreodată și-a lua un Ferrari. Și o să-ți spun același lucru da, pe care ți-l spun eu. Da. Nu mi-aș un Ferrari pentru că el mai o de mine cum e el, cu da. vlog cu jonurile, ca să-mi tuning, cu împara. Da, da, da. da. Direct, deci nu mai pot să Dorian ar fi o serie de procese cu Ferrari. și nu și a Ferrari. Sau poate să-și ia la mâna a doua. Adică nu trebuie să se ducă să o configureze, cum a făcut la Lamborghini. Nu știți? e vorba de asta, e vorba că, pe reați spus exact că folosește marca, chiar dacă e la mâna a doua. Da, e, e și asta o chestie. Vedeți Ferrari câtă expunere pierdeți de la răzgion, <laughs> Cât ar putea, exact, milioane da, da, de vizualizări. Da, da. Nu și a lumea Ferrari în România, că nu le <laughs> prezintă mă grumesc, donia, e no. compania lor, poate poți face ce Vor, no. dar na, e o, e o atitudine care pe termen lung o să se schimbe inevitabil. Asta spun. Am înțeles. Eu, eu, meu? Uh, ok, am, am avut o discuție foarte mișto despre mașini. Hai să vorbim un pic și despre Shelly. Uite, o întrebare pe care ne am pus-o și lui Zed, că ăsta e al doilea podcast, uh -huh. deci uh, tu vei fi al doilea invitat al nostru. Există o diferență între Shelly și Andrei Șelaru sau sunt aceeași persoană? practic tu ce mă întrebi, acum tu ai pus-o niște termeni mai interesanți, dar practic tu ce mă întrebi eu, dacă eu mă schimb în momentul în care se pornește camera. Nu neapărat dacă se pornește camera, dacă Andrei Șelaru, da, acasă, cu familia, cu iubita, cu prietenii, e aceeași persoană care este, care este Shelly atunci când, nu știu, participă la un podcast, la o discuție, într-un vlog, și mai departe. Nu trebuie să... Dar în, mare parte, în, nu neap... în, mare parte, parte, da, și o public. reprezentare, Shelly este o reprezentare destul de accurate uh -huh. a mea ca persoană fizică, da? da? Cetățean suveran, cum sunt ăia, da? Nu așa, da. Uh, dar aici mai apar excepții, pentru că eu am zile bune, am zile proaste, dar în momentul în care da. eu dau drumul la înregistrare, eu trebuie să fiu întotdeauna vesel. La fel cum un realizator de radio, nu contează că era o zi da. bună, că era o zi proastă, tu când îl auzi pe post, zici da. că are cea mai bună zi din viața lui, știi? Exact. Așa suntem și noi. E normal că uneori mai mimăm fericirea, pentru că nu suntem, nimeni nu e tot timpul fericit. Da. Bine, poate Dorian Popa, nu știu, eu, abar n-am. Nimeni, tu, nu, e tot tu timpul, mai bine ca mine, nimeni nu, nu e tot timpul fericit. L-ai văzut trist vreodată? Mm, nu. Nu, Uite, tris e. La modul să aibă așa o depresie, să fie o oră supărat pe da, ceva, nu am da, văzut. Da, da. Nu. Să stea nu. pe așa, supărat pe nu, telefon, să-l mănânce. Asta nu. e, să știi că asta no, e... Nu, dar e o... mare, a avut ce episoade care nu era prea de vizionat, da. dar e normal, frate, ești om, știi? Da. Dar nu, nu am văzut așa trist pe o perioadă de mai lungă de 5 minute ai o stare proastă, nu am văzut niciodată. Da, da, da. Bun, deci mi-ai spus despre. Eu, o, o diferență în momentul în care n-am o zi atât de bună în fața camerei, o să mă prefac da. că am o zi bună. Știi ce spun? O... Dar, în general, eu sunt, în mod general, mai văzut o persoană activă. Da o persoană în general fericită, cu o stare bună, chiar dacă mi se întâmplă niște niște lucruri sau nu mi ies anumite chestii. Da. Nu prea o să vezi asta reflectându-se în starea mea în general, chiar dacă eu undeva în subconștient am o nemulțumire, am acolo o notificare de știi. Um, vreau să-mi spui cum faci tu, cum te manifesti atunci când te enervezi. Și dacă ești o persoană uh, hard to work with, știi? Adică dacă pui presiune pe persoanele cu care lucrezi și pe persoanele care lucrează pentru tine, pentru că tu, având uh, atâtea arii de activitate, e o presiune mare pe tine și trebuie să iasă, trebuie să fie deadline trebuie să... Vreau să îmi spui, presiunea asta care este pusă pe tine se reflectă și în persoanele cu care lucrezi tu? O proiectezi? Probabil că, uh, uh, că într-o o... Într-o anumită proporție, da, în sensul în care, hai să explic ce vă refer prin asta. Eu, de fiecare când vorbesc cu cineva care lucrează pentru mine, sunt întotdeauna calm. Da. Adică, Chiar dacă sunt supărat sau dacă omul a întârziat, eu sunt calm. Da dar presiunea se pune în sensul în care da, dacă nu livrezi, dacă trebuie să livrezi ieri și astăzi n-ai livrat da. încă, eu o să te întreb din oră în oră, poate când livrezi, când livrezi, când livrezi. Deci presiunea există, dar nu este din faptul că eu aș fi în vreo fel agresiv sau aș avea un ton nervos. Da. Dar pur și simplu pun, aplic presiune în continuu ca să iasă ce trebuie să iasă, dar nu sunt genul care să țipe, care să ridice tonul, care sunt chiar nu, niciodată n-am genul ăsta de, de ieșiri, mai ales la muncă. Adică de. asta țin foarte mult și pentru că nici nu aș accepta alții să, să se așa. Eu nu, eu nu ridic tonul la oameni și nu suport când cineva ridică tonul la mine. Uh -huh. A, în cercul meu de prieteni sau cu oameni care îmi da. permit, oameni foarte apropiați mie, oameni care sunt ca familie pentru mine, e ceva. Da. Dar mă refer cu, 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 cu colaboratori, cu amici, cu străini, cu așa, eu nu ridic tonul la nimeni niciodată, nimeni nu ridică tonul la mine. Am înțeles. Și cum ai învățat să fie așa, adică a fost o muncă să înveți să fii calm, să te porți frumos cu ei, să pui presiune. Măi, așa, e, să pentru că să ești tânăr. Eu la vârsta ta, eu, eu spun, eu nu eram la fel de matur cum ești tu, dar tu ai și trecut prin mult mai multe și de asta sunt, sunt curios. Trebuie să înveți să pui o barieră între tot ce înseamnă uh, între tu cum ești ca persoană și starea ta psihică și tot ce se întâmplă în mediul exterior. Da. Pentru că eu, cu câte informații și mulți în poziția mea, la câte informații mă asartează pe mine zilnic, la câte probleme apar, mă sună absolut toată lumea non-stop, că trebuie să rezolve aia, trebuie să se facă prea aia, deci toți mă sună cu probleme non-stop, da. apar probleme din nimic. Apar toate nimicurile pe care trebuie să rezolvi, ai și chestiile serioase pe care trebuie să rezolvi. Dacă tu nu poți să spui o barieră foarte clară și într-un într mod mai simplu să te doar undeva, la un moment dat da. să spui, bă, mă doar undeva, adică trebuie să găsești balanța asta fină între a nu fi indiferent că tu -ți dorești să iasă ceva, dar spune, bă, și dacă nu iese, eu sunt tot cine sunt. Sunt șeri, sunt fericit, am o viață bună, sunt sănătos, am o iubită foarte frumoasă, ne iubim, am o casă, am, adică am o mașină șmechere. <laughs> trebuie, să, trebuie să înveți, pentru că altfel, la câte informații te saltează zilnic, ajungi la baramuc. Adică da. aproape ajungi la nebun. Dacă tu, trebuie să, dacă tu pui inimă, tu pui suflet, în fiecare rahat care apare în, într-o zi normală, da. nebunești. Adică n-ai cum. Da. Și trebuie să, adică, trebuie să înveți să fii indiferent. Adică, bă, asta e, cât am, am făcut un deal prost, am pierdut 100 de mii. e, data viitoare. O să... adică trebuie să, trebuie să înveți să nu relași să, să, te afecteze, știi? Da, da, să nu le pui la, la să suflet, nu da. le pui la suflet. Și mai important să nici nu, și chiar dacă poate repui la suflet, că uneori, uneori se întâmplă să repui, nu poți să, știi? Uh -huh. să, nu, să, nu le, uh, să nu arunci stările astea asupra altor persoane. Adică da. să nu, știi? Da, da, da. Deci asta cred că e, asta cred că e important. Am înțeles. Bun, și atunci vreau să te întreb cum arată o zi din viața lui Shelly? La câte cuși, la câte trezești? Băi, și... am, am, un program care acum a început să, te, să se stabilizeze de vreo săptămână de când e birou gata și am trecut practic într-o Și de asta vreau să în viața bucrezi, mea, viața da. de merg la birou. Da. Dacă eu până acum lucram foarte mult de acasă. Dar practic mă trezesc pe la un nou, 8.30, 9. Uh -huh. Mă urc mașină, mă la birou, îmi iau o cafea de la cafeneaua din cartier, take away frumos, că încă nu avem espresori la birou, așteptăm să ne vină. Până acum ai ești corporatist, aptămâna. deci până acum ai spus-o, da. ești -am corporatist. Eu mult mai plictisitoare decât s-ar aștepta oamenii. Stau la birou până seara, numai în XR-uri, în coruri, în întâlniri, în ședințe. Dacă avem -o în bugete, în chestii de genul, Multă lume poate crede că programul pe care eu o deschid cel mai des e premierul, gen programul de editare, da, dar nu fac no. asta pentru că nu mai editez eu, eu deschid xr -ul. eu da. un XR, stau toată, toată, viața mea eu un XR, stau în non-stop. Și plec acasă în funcție de ziua și ce e de făcut, pot să plec la 6, la 7 acasă, pot să plec și la 11, 12 noaptea, mă, uh duc -huh. acasă mă curg, adică asta este ziua mea, dar am vacanțe foarte frumoase, am zile de filmare, foarte des mergem în teren... Și mai ales, cu seria asta la muncă, e o experiență, fiecare zi de filmare. Uite, urmează să filmăm acum poliții rutieri, abia aștept, mi se pare bombă. Mă duc la câmpina mă, fac condus defensiv. Da? Polițiștii trag acolo, la țintă, bam, 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 după aia mă duc în mașină, ce crezi? Mă duc în București cu autospecial, oprim șoferii, luăm cu radarul, o să fie tare rău ziua aia. Ba. Fac la muncă polițist acum cu, în colaborare cu MAI aici, da. uh, și fiecare ediție din asta de la muncă, fiecare zi din asta de filmare, e o experiență tare să fii cioban, să fii alpinist utilitar, adică scris, înveți, să fii barista, da, la e, da, Starbucks, adică înveți chestii noi în fiecare zi. Zi, e, uș e ușor să fii barista? Nu. E, e foarte greu. Foarte greu. Te-ai așteptat să ai o mașină pe care apeși, un da. expresor să apeși să-ți dea exact cafeaua aia, dar de fapt espressorul pe care ăștia au la Starbucks, care costă 30.000 e un espresso care știe să facă doar două lucruri. Șat de espresso și dublu șat de espresso. Altceva nu știe să facă. Restul tot e muncă manuală. Am înțeles. E că ei, ei preacă de la un șat sau un dublu șat de espresso Preso? în funcție de ce da. îți comanzi tu și îți livrează produsul la final. Vreau un frappuccino, mocacino, ciocacino, mocacino, da? Da, da, da? E totul e manual și trebuie să știi rețete, trebuie să deci e foarte greu, da. Am înțeles. Deci a fost vreo muncă ușoară până acum la muncă? Păi să fii gunoier, spre exemplu, din punct de vedere a, a ce, nu te ții minte, <laughs> uite. adică e relativ simplu. Da. da. Dar da, stai de preme, mirosul și alte lucruri. Da, să da. fii gunoier nu e, nu e o meserie care să necesite să a, gunoiul ăsta, a, ce fac cu el. Da. E este da. foarte simplu. Pui aia acolo și bani s-a răsturnat, ai mers mai departe, știi? ce să mai zic? Uh, pentru mine o muncă simplă, spre exemplu, ar fi să fiu. De, depinde de fiecare. Eu, la mine o muncă simplă ar fi să fiu editor video, spre exemplu. Pentru mine da. e simplu. Îți place să editezi? Da, îmi place să editez, da. știu să o fac bine, o fac cu ochii închiși. Deci, la mine, dacă, spre exemplu, ar fi să mă angajez undeva, dacă mâine mi-aș pierde de uh -huh. tot, eu m-aș face editor video. Da, da un am Înțeles. Asta era una dintre întrebări, dar bine că mi-ai mi răspuns. La benzinărie te-ai gândit vreodată să faci un episod la muncă, să fii angajat la benzinărie, să bagi benzină și treci parbrizul? Păi, te-ai dat o idee foarte bună ar fi tare să faci la benzinărie. În același timp e destul de similar cu a lucra într-un mini market, supermarket. Tot ce e în plus e partea de pompă. Da. Dar practic omul vine, îți de declară că tabăra la pompă, tu mai chezi. Și mai e o chestie. Fiecare angajat de la benzinărie trebuie să facă curățenie la toalete. Și nu știam regula asta. Da. Au peture, știi? Uh -huh. Adică într-o zi, probabil 8 ore, un angajat face din jumate în jumate de oră să obligați. Și știi că în benzinării nu sunt cele mai curate toalete. Da da? da, da, Asta mi se pare partea urâtă în a fi angajat la Asta la nu benzinerii. știam, da, nașpa. Păi n-ai văzut pe fiecare ușă la toaletă scrie ora, intervalul orar și semnătura că și-au și făcut. Nu știam, nu. Înseamnă că nu te duci la toaletă în benzinării. Păi, mă mai duc, dar nu mă uit <laughs> ce scrie pe uși. Mă uit dacă femeia, <laughs> am intrat și... Am înțeles. Da, am da. intrat și o dată la femei și erau numai toalete. Nu era da? Da. Da, mă, deci asta e, asta e, asta e viața mea. Poate pentru unii oameni de părerea de prima dată mie îmi place foarte mult că, da, eu fac ce îmi place. Da. Și atunci pentru mine e, e, exciting și eu dacă nu mi-ar mai plăcea, aș putea să aleg să trăiesc o viață mult mai relaxată și chiar ar, ar, fi ok, dar pe mine, de fapt, asta mă relaxează. Eu, în schimb, dacă mă duc într-o vacanță, spre exemplu, și stau vreo șapte zile da. undeva, da, prin Franța sau prin Micolo sau pe unde mai merg eu, da, da. a treia zi acolo, eu deja încep să, încep să stau pe laptop, încep să muncesc, încep să zic da. Dar intri România, în sevraj. Mă, intru în sevraj. Da, da, chiar intru în sevraj. Știu cum e. Da, și am mulți prieteni din zona de business, zona de afaceri, care îmi spun tot același lucru, băi, în vacanță muncesc mai bine decât atunci când mă duc la birou, pentru că deodată când ajung acolo uh. sunt două chestii, odată că totul e prea liniștit și totul e așa și de, de nu, nu poți, trebuie să ai ceva să te țină în priză Correct. și doi amână totul costă <laughs> foarte scump <laughs> și încep să te gândi, băi, trebuie să faci mai mulți bani, asta stai așa un pic, ia, eu, cum stăm cu aia, cu cum, stăm cu Excel-ul, scoți Excel-ul, da, 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 Bun eu am asta. am asta în fiecare vacanță, zic, au, eu zic, te să fac mai mult bani. <laughs> Bun asta, e motiv... da, du-te în vacanțe ca să fii motivat să da, 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 faci mai mult și sunt în priză, știi, băi, Așa nu există. Este, da. De ce ai avut nevoie de un birou și de ce ai depășit bugetul la el? Păi am avut nevoie de un birou fiindcă e mult mai ușor să lucrezi în momentul în care deja ai o echipă de oameni, noi suntem vreo 5-6-7 oameni în echipă, da. dar nu sunt, suntem vreo 5 pe echipa de bază, da? Și restul da. sunt diversi colaboratori. Ai nevoie de un loc unde să... Lucrați împreună, nu? Dacă fiecare lucrează direct de acasă, procesul e mult mai greu. Și îți dau un exemplu simplu pe partea de editare, acum da. e cel mai mare bottleneck, să spun așa, pentru că noi acum lucrăm cu un, ed un editor care abia acum se a la București, da. e un tip extraordinar de smart, foarte bun. El până acum stă în Timișoara, da? Da. Imaginează că filmezi un tera de brut da. la un episod la muncă, trebuie să-l pui pe transfer, durează 5 ore da. să se transfere, durează încă 5 ore să se descarce, el uh -huh. trebuie să țină pe stocarea lui proprie. Da. Pe care păi eu da. trebuie să o prătesc sau să-și o ia ier, păi dar... Nu, Cumpără-ți un nas Păi da, asta avem la birou Asta aveți la birou, dar acasă da. la el... Păi acasă la el, ca să editeze de pe da. NAS, el tot e tot trebuie să de descarce de da, în descărce, loc, da. că nu poate să streamuiască, să editeze în timeline să streamuiască de pe NAS de prin pe nas, viteze. Da. Poate să facă asta dacă e în intranet, dacă e în rețeaua da. locală să streamuiască direct de pe NAS în, con în condiții în care e 10G wow. în rețea, ceea ce noi avem. Da. Noi suntem unul dintre puținele birouri din România cu rețelistică 10G, uh -huh. ceea ce înseamnă că editorii noștri de la birou poate să editeze direct de pe serverul central, direct în timeline, în premier, ceea ce e o inovație. Și de asemenea avem Ex Studio și Studio Display și toate fițele în materie de tehnică, adică la noi e cel mai bun loc pentru un editor să, să, fie să editeze, că ai cea mai bună tehnică. Și folosiți Premier sau Final Cut? Premier, Premier, Premier. Premier. Dar de ce? Bine, fiecare, adică fiecare are opțiunea ar să folosească ce vrea, dar editorii care lucrăm toți folosesc Premier. Da? Da. Pentru că. Știu că Final Cut e mult mai bine optimizat. Pentru dar micro, dar da? în România toată lumea știe premier. Eu știu premier. Da. E un, și un workflow de lucru foarte bun, o integrare foarte bună între Photoshop premier, After Effects, etc. Da, da, da. Uite, eu de exemplu știu Final Cut și știu foarte, foarte puțin da Vinci. În premier nici, niciodată n-am intrat în premier. Noi eu știu doar premier. Am înțeles. Știi? Și asta, reflect și Photoshop, tot ce înseamnă Adobe. Putem da. vorbi dacă vei trei ore despre Adobe și ce probleme da. au și ei, că au multe, dar. Îmi dau seama, da. N-are sens pentru emisiunea pe care o faci, dar de asta am avut nevoie de birou. Da. Am avut nevoie de birou pentru că, în momentul în care deja începi să ai niște volume, începi să ai multe proiecte, începi să te aglomerezi cu toate lucrurile astea, ai nevoie de așa ceva. Doi. Mi se pare că comunicarea permanentă între mine și angajați și sinergia pe care o dezvolt că deja se creează așa o comunitate, știi, când ești la un birou, da. e foarte sănătoasă și pentru fiecare dintre noi ca psihic și pentru business cu totul. Da. Uh, și mai ales că biroul nostru arată într-un fel, adică e un birou unde mergi cu drag. Da. Adică am, nu, am văzut, noi, noi, nu am văzut un, în un, am un, un birou în unde ziceau merg acolo. Abia, adică. Da. <laughs> și eu îi că e abia așteaptă să vină la birou, adică e, e crazy, știi? Exact. Trei la mână uh, și foarte important, sara de ședințe. Pentru că eu am extraordinar de multe întâlniri cu foarte mulți oameni și multe dintre ele sunt, până acum toate, de fapt, sunt prea restaurante, în general, sau în sări altora de, de, de ședințe sau de conferință. Și uh, asta e ok, știți la restaurant, e super nice, știi, să ai un business dinner, sau un, un, business ranch, da? Dar în momentul în care eu deja vreau să intrăm în niște x uri vreau să ne uităm pe niște cifre, da. e foarte greu când deja o masă de restaurant. Așa, așa ai, stai să mă pun eu cu scaun, a, a întoarce laptop, tu te... laptopul, a, stai să dăm aici mâncarea la o parte, <laughs> să-mi pun laptopul, e groaznic, știi? Ai da. nevoie de o sală de ședințe unde poți să te uiți cu oamenii, să vezi un PNR, să vezi o situație, să vezi niște da. lucruri. Ai proiector, ți la proiector să Am pune? un televizor mare, am două la l am văzut acum. Da. Am de... două televizoare, am un de 85 de inci pe zona de living, care da. e, zona unde noi ne uităm, să ne uităm vloguri, vloguri remontate, ne uităm pe la de 85, după aia mai am un televizor de 60 de inci în sala de, în, în sala de ședințe. Da. Și am și un sistem de la de conferință cu webcam și microfoane direct, ca să ne vedem toți și așa mai departe. Și e altceva. Adică, e, eu, repet, eu m-am mutat în vreo o săptămână și deja îi găsesc tot felul de utilități. Deja. Am, am făcut foarte bine că am făcut, da. știi? Și crezi că workflow va fi foarte streamline de acum încolo. Eu cred că va fi mult mai simplu, da. da. E mult mai simplu că ai scenaristul, producătorul, editorii, toată da. operațiunea de producție în același joc. E clar mult mai simplu. Că nu sunt la o deschidere da. de ușă distanță, sunt, e, e, altceva. Și e și mult mai bine că acum în loc să mă duc eu la întâlniri în diferite lucruri, chem pe la mine da. și e mult, economisești foarte mult timp așa. Și lumea vrea să vină, că eu am un birou dotat și mai e. șmecher decât a lor poate, da, și da, voi da, da. să vină să-l vadă și mie îmi convine că nu mai plec. E bombă. Perfect. Sincer, poate te, te vizite și o dată. Trebuie Chiar... să facem podcastul viitor, la mine la birou. Îl facem. Uh, și, ok. ți-ai luat birou, asta înseamnă că ne pregătești multe chestii, da? Da. Acum toată lumea vorbește despre Romina VTM, ai mai fost la podcast la Gojira, ai mai vorbit de uh, Romina VTM versus uh, Team Building. Uh, Spunem ce ne pregătești pe viitor. Cam ce ai vrea să. Păi pe, zona, pe zona de firme, cu siguranță o să intru în, într-un proiect anul ăsta, dar nu am apucat acum, momentan, da. încă închidem uh, cu Romina VTM uh, și încă suntem. Adică, doar ce ne-am scos da. focusul de pe Romina, nu pot să spun acum că eu voi lansa un film X în data Y, da. dar cu siguranță asta e o linie de business foarte importantă pentru mine. Pregătesc o dezvoltare imensă a concentrului de pe YouTube pregătesc un upgrade imens pe partea aia. 2022 deja a fost un upgrade imens pe față de 2021 și -a anii precedenți s-a schimbat cu totul direcția de conținut și absolut tot. Acum vom continua și vom face ori 10 ce am făcut în 2022. Atât pe formatele de tip reality show, cum era munca, da. pe game show, cum se minte mă frumos un alt format pe care dezvoltăm, plus multe alte surprize. O să lansăm un canal da. secundar unde o să avem -o, trei videoclipuri pe săptămână. Aș vrea să ransăm și o serie de, de discuții cu niște oameni foarte importanți pe un alt canal, adică pe zona asta de, de producție de conținut, chiar o să profităm la maxim de birou, ăsta să facem un step up. În continuare, eu sunt. Cer din zona de YouTube, deci când vorbim de YouTuber în România investesc de departe cel mai mult în, în conținutul meu. evident mare parte din investiția asta e susținută de sponsori, adică dacă stai stai iei pe banii de AdSense și investesc dublu sau triplu uh -huh. într o lună versus cât scot pe materiale respective din AdSense. Da. Dar mi se pare că ăsta e, e asta vreau să fac asta îmi place. Uite, sunt mulți care se uită acum la mine, mă, nu mulți, dar sunt eu E un procent semnificativ de oameni care spun, bă, sherry, mie nu mi place acum că a devenit totul parcă prea profi, da. cumva, ceea ce eu pot să înțeleg, știi? Adică e un, e un feedback real, e o critică constructivă, dar, în același timp, asta îmi place să fac, adică mi îmi place să fac asta, streamline, să o fac profi, îmi place să crez nivelul calității. Dacă asta mi îmi place și se vede și în cifre că funcționează, da. why not, știi? În același timp, eu nu mai sunt acum un full-time youtuber. Da. Am alte proiecte pe lângă, sunt antreprenori, sunt în multe proiecte în același timp Și atunci dacă nu ai o echipă în spate, dacă nu definești foarte bine rolurile în echipa asta Nu mai poți să faci YouTube, da. nu, mai, nu mai ai timp Eu dacă n-aș avea acum oamenii pe care i-am, eu n-aș mai putea să fiu YouTuber Pentru că sunt băgat în n alte proiecte Și uh, acum 2-3-4 ani, acum 4 ani spre nu era așa Eram full time YouTuber, asta făceam, îmi și editam singur Abia acum, da, acum 4-5 ani am început să lucrez cu editori, prima uh -huh. dată. Și până, până atunci, procesul, procesul era totul la mine. Adică eu filmam, eu editam, eu făceam tot, ceea ce era foarte frumos. Și era, îmi plăcea cu adevărat, știi? Da. Dar ca să poți să evoluezi și să faci și alte lucruri, pentru că nu eu nu vreau să fiu toată viața doar vlogger, Adică vreau să rămân vlogger, vreau să îmi, îmi, îmi păstrez asta, dar vreau să fac și alte lucruri. N-ai cum să le mai faci tu pe toate. Da. Păi și dacă tu vrei. Că să... că ziua are 24 de ore. Din păcate. Știu și eu cum. și doi. Da. Zim, dacă vrei să crești uh, contentul sau, mă rog, numărul de clipuri sau și calitatea, și vrei să fii și youtuber, și vrei să te duci și în, în alte chestii, crezi că poți să le faci? Da, atâta timp cât ai o disciplină, atâta timp da. cât pui oameni în poziție cheie, atâta timp cât uh, ești suficient, ești conștient că nu le poți da. face tu pe toate, atâta timp cât alegi oamenii bine, atâta timp cât îi plătești bine da. și. Ok. E clar Poți că... să faci. Sunt oameni care conduc companii care au N departamente Așa este. și N brinii uh, de business. Adică cu siguranță se poate. Ce facem noi e pistol cu apă, momentan. Bun. Și în afară de content creation, e clar că asta e pasiunea ta, e your baby, cum s-ar spune. Mm -hmm. Din alte proiecte ale tale, care e preferatul tău? ce îți place să faci așa? Ce-ți place să-ți bagi picioarele? No, eu sunt băgat în multe sunt în multe chestii acum, nu a, aș vrea să le aduc pe toate în discuții, dar o să spun procesul care îmi place cel mai mult, procesul de a crea marketing da. și de a gândi un produs de la zero și a-i face o strategie coerentă de marketing, după care să o și implementezi, da. după care tot noi, și media, adică să producem toate livrabilele pe care am spus că le facem campania de da. marketing. Adică compania mea, și Media, pentru cele alte business-uri care eu sunt implicat, este o agenție de marketing AZ, practic, da. care nu doar creează un concept, își implementează, răspunde de implementarea lui și livrează și face și producția pe toate videoclipurile, TikTok-urile și tot ce am zis că vom face în campania respectivă. Adică da. noi zicem ce facem, tot noi facem și ăsta e procesul meu preferat dintre toate. Adică ideea de a, de a gândi niște strategii de marketing, de a veni cu o poziționare în piață da. pentru, pentru un proiect, fie că e film, fie că e altceva, e, e partea mea preferată în orice proiect aș fi implicat. O altă chestie cu care vreau, în care vreau să intru și n-am avut până acum ocazia, n-am avut timpul și n-am avut nici uh, scânteia aia, știi să zic asta vreau să fac exact, da. e zona de IT. Da. De când eram mic, am făcut programare, am fost fascinat de treaba asta. Uh, evident că zona de companii de tech e, în momentul de față, pe plan mondial, una dintre cele mai haipuite uh, și cele mai. Uh, mișto zone în care pot să fie, adică uite, eu pe copilul meu l-aș trimite să învețe programare și să învețe coding, da. să învețe software și toate lucrurile astea, nu ca să facă el efectiv neapărat coding, da. să stea toată ziua să, să programeze neapărat el, dar să, să înțeleagă cu ce se mănâncă, pentru că na, cred în faptul că software-ul și IT-ul în general și tehnologia chiar reprezintă viitorul, știi? Uh -huh. Și cu siguranță e o industrie pe care poți să pariezi a la rong și aș vrea să fac asta, aș vrea să intru în, în zona asta. Dar e încă, ți-am spus, e încă un gând așa, nu, nu fac ceva activ am în acest domeniu. Ei, ai timp că, na, vorba ești cu 10 ani mai mic decât mine și ah, da. mă faci să mă Băi, rind... timp fac! Super, ce am eu, bă, eu am timp, așa, macro. Când, dacă te într-o zi, da. nu am niciun pic de timp pe zi, dar dacă te uiți macro, știi, am timp să fac lucruri. Păi da, adică, practic, tu ți-ai, ai, n-ai -ai consumat un sfert din viața ta sau poate consumat, ai ajuns la un sfert din viața ta, mai ai trei sferturi. Da, eu am două, trei, eu așa, eu așa o gândesc, știi? Uh, Câți ani ai tu? Eu scuze 10 am mai ca tine. Am 31, fac 32. Deci păi cum ai consumat două treimi? Păi două, treimi din viața activă. Nu, o, nu mai am două treimi. Mai două treimi. Mai am două treimi, da. Că eu vreau să muncesc până la 90 de ani, dacă se poate. Dar am 30, mai am încă 30. De la 60 încolo deja trebuie să mă gândesc să fac altceva. Că da. poate nu mai... E, pe mine mă, mă, mă... Deci eu nu pot să dorm noaptea cu gândul că am mai trecut o zi, am mai trecut o zi. Cu toate că fac și eu o grămadă de chestii. Am mai trecut o zi, am mai trecut o zi și... Deci și tu ești workaholic. Și eu sunt, da. Da. Înseamnă că îți place ce faci. Mie îmi pare greu să... Fiu. Eu nu cred că există ori o orici că nu îmi da. place ce fac. Adică asta intră în contradicție. Păi nu, mie îmi place ceea ce fac. Păi zic. Dar eu, mie mi-e frică, trece timpul și eu n-apuc să fac cam tot ce vreau. Hai să-ți dau, să -ți dau un, un, o cifră așa, mm -hmm. da? Eu fac chestia asta cu mașinile de 6 ani, am început să scriu, dar de patru ani, cred pe al cincilea de când fac vlogging mm -hmm. auto, da? Eu am mm -hmm. condus 1.050 de mașini până acum și tot consider că am condus prea puține și am filmat prea puține și așa mai departe. 1.050? O mie, am listă. Hai, ai făcut am listă, listă cu pe toate tele... mașinile pe care da. ai testat, ai condus, nu? Pe l am condus vreodată și tot wow. mi se pare că n-am. Da? Și acum, ultima întrebare, pentru că am depășit o oră, dar uite că discuția a mers și mai. a foarte bine, da. Da, exact. Ai de gând să faci ceva content auto sau ceva cu mașinile? o să fac un con... Nu. Adică și, o să fac doar răspunsul corect puțin. e nu, că -mi mie mie pâinea de la gură. <laughs> nu, nu răspunsul corect e nu, dar dacă îmi cumpăr o mașină, cu siguranță o să o prezint. Știi? O să o adică, prezint, dar da. pe mașinile mele nu o să mă apuc să fac content autodedicat eu. Da. Am înțeles. Și uite, întrebarea, da, că, da, știu că ați zis că e ultima, dar mai întreb una. Acea întrebare, aceeași întrebare am pus-o și Luzet. La următoarea mașină pe care ți-o mă las să-i fac review la aia. 100%. Gata. Am da. și o întrebare Zi. pe mine. Deci, uh, ți-am spus pre ce preconizezi eu că aș vrea să-mi iau. Da, da. da. Hai să zicem în un an de acum, un da. S, S, și un, S, un SR. Da. Știi aproximativ așa costul acestor mașini? Spune mi da. care ar fi alegerile tare într-o prajă similară de buget. Să ai două mașini, una de ori ordei da. și una de, de, așa, de weekend, de exotică, să spunem. Îți încep cu cea de weekend. Da. Îți iei Porsche 911 Targa, da. da? indiferent care de ce motor. Eu nu mă pe la porsche spune ce înseamnă acel Targa. Targa înseamnă că nu e nici pe, nu e nici decapotabil, ai un plafon de sticlă. A, bravo, bravo, e aia da. care e decapotabilă, da. dar cu plafon de sticlă, exact. nu cu plafon de pânză. Ei, ce e interesant la Targa, Așa. toate vin cu tracțiune integrală, toate sunt 4x4, uh -huh. ceea înseamnă că nu o să-ți fugă... Păi și sl ul e formatic. Păi da, și sl ul e formatic, dar... Uh, există 911-uri care nu okay. sunt. Știi? argumentează de ce Taiga versus SR e mai frumoasă și de acord că e un pic mai frumoasă. Da, e mai frumoasă. Pe exterior, pe interior, uh, la interior mergi o bate la fundul gorean Nu sunt. Vrei să știi ceva? Le punem cap la cap, facem o chestie și să arăt că uh, porsche, porsche e mai calitativ la interior decât SL-ul. Îți garantez pe Băi, nu știu, gândește că e seriu, o mașină sport care arată în interior ca un S la fel, da, în față. da, da, dar tu vrei confort Dar la, la, ca și calitatea materialelor în sine okay. și ca și construcție Nu e piere, nu e piere, e o imitație de piere ce e. Păi nu, poate să aibă și piele, dar mă refer la materiale Adică da? la plastice și la tot ce okay. e uh, lemn care nu e lemn, că e plastic la por deci, adevărat. Ok, deci un 911 pe care bai doi, doiți, am zis că ar fi a doua mea opțiune Deci da. până aici suntem relativ pe aceeași exact. lungime de, de că undă. la aceeași putere E da? mult mai rapidă și mult mai plăcută la condus. Da? Da. Mult mai? Mult mai. Da. Ok. Te cred că ai mers cu ea. Eu n-am mers nici cu SR63, nici cu nici, cu SL63, nici, cu, uh, nici cu Targa. Dar care e corespondentul pe motorizare? Deci un SR63. Un SR63, AMG Targa 4 GTS. Targa 4 GTS. Adică care e cel mai sus Da, cel targa mai sus Targa, da. Targa, da. Targa, uh, deci 911 Targa da. 4 GTS. Ei, gândește-te care uh, aproape. Nu are cam 80 de cai în minus și e mai rapidă. Ok. Pentru că e mai ușoară. Tare. Da. Și este o rețetă rafinată din 1963 până acum. Auzi, an, mă că te întreb. 1911 pe nu, 911. Nu. Tari, ai patru locuri, da? Adică care ai sări, că și ai sări, stai în spate. Da, da. Bine, stai da. prost, da. Dar stai. Stai prost, dar stai, credem. mă okay. Eu mi-am pus prietenii în 911 și, bine, era cu P, nu era știi, da. targa, dar... Da, poți să ai patru oameni acolo, plus că tu okay. nu ești cel mai înalt om de pe pământ, așa că nu e -ar să fie o problemă. Și la day-to-day, uh, day day, mașină de zi de zi? E foarte greu să bați s -ul. E foarte, foarte greu să bați s Dar în gama asta de preț, de, să-ți un S sau ai opțiunea să-ți un S total okay. bine, 500, 580, ce vrei tu, da? aș merge pe fie un Bentley Flying Spur Plug-in Hybrid, nu? De ce? Nu-mi place Bentley. Nu-ți place Bentley? nu, place nu Bentley, place, Bentley. Da. Așa, fie un? Da. Fie un... Dar nu știu dacă o să apară la noi, un Lucid Air, dacă ai auzit de mașină. Am auzit, dar nu știu nimic despre Am auzit de mașină, e o mașină da. electrică. E o mașină electrică, da, care bate s la lux, de lusucă, plus performanța. Lusucă o... la lux? Lusucă la lux. Bateriale, tot, da, tehnologie și viteză, 1000 de cai și... Deci, Lucid Air? Lucid Air. Nu să mă uit. E... Sunt vreo două, trei prin Europa, importate privat. Nu știu dacă o să ajungă la noi, dar da ca mașină de day to day. Da. GRS 600 în loc de S. Cum ți se pare? Sau e prea Ah, nu, dacă vrei SUV, da. Așa. Nu e prea de moși, e și nu e, că nu e, e ca eសុ, că e mare. un sedan. E prea mare. E prea mare. Și care pe, mă, bine E frumos. Da. Da. Este. Da, vezi tu. Sau Rolls-Royce-ul, dar nu e în range-ul de preț. Da. Am zis am zis am zis GRS 600, n-am zis GRS 600 Maybach. Da. Pai nu, că nu că există GL600 fără mai bac. Nu există? Nu, există. Serios? 580 se numește. Ah. Cu același motor mai puțină putere. Ok, GL580. 580, da. 6 mai bac, da. ai preț. Ăla e mai e alt preț, Vorbim da. în cota aia de e preț. prea mare. Uite, de exemplu, dacă vrei o mașină bună în banii ăștia și la mărimea asta. Un SUV? Nou Range Rover. Care? Așa se numește. Se numește Land Rover Range Rover. E la mare care... Lumea zice Vogue. Știi, dar el nu se numește Vogue. Nu se numește VOG? Nu, dar e doar o echipare. A, da? Da. Nu știam. E nu doar o echipare. Range deci marca... Am auzit că Ranger este stricăcioase. E... Și nașpa, așa am auzit. că Am un prieten care sunt... are range, mai a da. zis, cea mai proastă okay. Reziție. nu au reputat Și m-am un prieten din care, din care a avut range, n-a zis nimic de el, dar a așa se rând, deci spun că nu e prea convenit. Deci, într-adevăr, ca și fiabilitate, nu sunt cele mai reușite, da? De acord cu tine aici. Dar, confort cum se simte, prestanță, tehnologie, lumini, că tot îți plac luminile da? ambientale, ultimul Range Rover e, e sfânt. Da? E okay. sfânt. Și vrei să știi, se și conduce bine, stă și bine pe curbe. Bine, mister. Poți ce mașină mai joa, gata, îi fac review. review. Am înțeles. Bun, îmi pare rău că acest podcast a durat atât de mult, dar n-am putut când am avut un asemenea invitat cu care am avut ce discuta. Da? Ce să mai? Mulțumim, Shelly, Andrei Șelaru. Mulțumesc de invitație. Podcast cu prioritate se termină aici. Ne vedem la un următor episod. La revedere. Drumuri bune!